Sunt 7-8 puncte, în 3 minute nu este în sală persoană care se poate să sintetizeze. Eu mă gândesc că nimeni din sala noastră nu termină la fiecare punct în parte. Mă gândesc că sunt aici oameni care au venit cumva pentru un punct sau două puncte. Mă gândesc că nu vor discuta la fiecare punct în parte. Nu putem exclude acest aspect. Domnul Bautor, o să punem la vot și un vorbitor are dreptul de 3 minute pe... un punct, dacă aprobă colegii consilieri. Asta înseamnă că degeaba am venit. Cum vă spun? Am spus pe un punct. Atunci, da. Mulțumesc. Eu iau punctual. Fac lista pentru cei care doresc să vorbească. Mai mult de 3 minute se oprește discuția, indiferent cât mai aveți de discutat. Este simplu. Pentru că dacă nu ne ținem aici până peste 3 săptămâni și discutăm, ar fi aceeași poveste, 7 povești. De fiecare dată, după ce... hotărâm. Vă rog, cine este pentru limitarea discuției la 3 minute pe un punct? Abțineri împotrivă. Mulțumesc, unanimitate. Pentru... Dau cuvântul domnului secretar înainte de a face lista de discuții și după aceea vom merge cu cunoștință. Vă rog, până la vot procesul verbal al ședințelor eliminate 17-24. Cine este pentru? Înainte de a supune la propunerea de zi, autoritatea executivă dorește să facă două modificări, în sensul că punctul 6 de propunerea de zi, punctul 6 de ordinea de zi, respectiv referat și proiect de hotărâre prin aprobarea închiriei prin cinciație publică a unui teren, suprafață 196 metri pătrați, față în ieri la sala parcului fără număr, identificat cu CFE să fie scos de ordinea de zi, în locul acestui punct va fi un nou punct, respectiv punctul pe care la ședința terenului l-am discutat, înlocuirea domnului Coso cu doamna consilieră Otară Izabela în comisia de validare, pentru a putea să se rezolveze în condiții normale, validările, în cazul care mai e. Cine este pentru aceste modificări? Înainte de președință, am supun atenție la voastră două învoiri, trei învoiri, pardon, subționatul Vedean Cristian, subționatul Mihoș Tomaș și Ghețe, ne rogă să aprobăm absența motivată de la ședința ordinară
din motive de serviciu. Cine este pentru motivarea celor doi colegi? Mulțumesc, mi-am amintit. Bun. Dau cuvântul domnului primar pentru a ști proiectul ordinii de zi. Punctul 1. Reiterație din aprobarea contului 800 anul 2010. Punctul 2. Reiterație și proiect de hotărâre privind aprobarea contului execuția bugetului local al municipiului Ghela la 31.12.2019. Prezintă domnul Partaș din Cușor, anul 2. Punctul 3. Reiterație și proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de finanțări rambursate în termenul al de 35 de lei pentru asigurarea finanțării, cofinanțării unor investiții publice de interes local. Cu maturitate de 10 ani. Domnul prezidentul domnului Așași Nicușor. Punctul 4. Reclași proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 de metri pătrați, număr cadastral 55747, situat în municipiul Ghela, Tarnave, fără număr. Județul Cluj, prezidentul domnul Iș. Punctul 5. Reclași proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii în acces autici pentru imobilul situat în municipiul Ghela, Tarnave, numărul 17, prezidentul domnul Morar. Punctul 6. Reiterat și proiect de hotărâre privind înlocuirea membrului din Comisia pentru validarea mandatelor de consilier. Prezintă domnul Rotan Mihai. Punctul 7. Reiterat și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Compania Națională de Investiții, CNI, a ambasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție, proiectii bazive în ordine, dacă nu începe Ghela, data parcului 35, a județul Cluj, prezintă domnul Moran. Punct 8. Reiterat și proiectul să privind aprobarea reacus pentru construire trei blocuri de locuințe colective, de pus pe UPE, Peșmuit și amenajări exterioare, nu începe Ghela, data Năstrăzii, numărul 5. Prezintă domnul Moran. Punct 9. Reiterat și proiectul să privind partirea coeficienților care stau la baza de termină salarii de bază profesionale publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ghela și a serviciilor publice de interes local sub forma Consiliului Local al municipiului Ghela, prezintă doamna Niculaina. Punctul 10. Reclas și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ghela și din cadrul serviciilor publice de interes local din sub forma Consiliului Local al municipiului Ghela, prezintă doamna Niculaina. Punctul 11. Reiterat și proiect de hotărâre privind desemnarea noi postulare de calitate de membri a Comisiei de Evaluare a Performanței Profesionale al Secretarului General al Municipiului Ghela, domnul Rotan Mihai, pe anul 2020, prezintă doamna Nicola. Punctul 12. Diverse. Mulțumesc. Ați auzit ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi în ordinea citită de domnul primar? Dacă îmi permiteți, la punctul 9 eu nu pot să specificăm. Bun. Specificat în punctul verbal, la punctul 9, domnul Vărăcean se nu votează. Mulțumesc. Excepând punctul 6, vă puteți înscrie la cuvânt cei care doriți să discutați dintre cei invitați. Vă rog. Să aveți punctul de vedere. Deci pentru cei care doriți să vorbiți, înainte de ședință se vorbește, în timpul ședinței nu mai intervine nimeni. Mai trebuie să spunem că am schimbat. Nu doar subiectul, sunt de interes comun. Corect. Dar se presupune că cetățeanul cunoaște ordinea de zi, a fost afișată, a fost publicată. Fiecare se poate înscrie la cuvânt pe punctul care dorește, are dreptul să vorbească conform regulamentului 3 minute, după care nu mai poate să intervină. Iar în timpul ședinței nu mai intervine nimeni dintre cei invitați, exceptând consilierii. Deci, simplu. Deci, ședința este publică, poate oricine să participe, dar înainte de ședință, nu în timpul ședinței. Este regulament. Deci, cine se înscrie la cuvânt pentru punctul 1? Punctul la punctul 2. Dacă există cineva care dorește să se înscrie. Punctul 3. Bun. Două secunde. Deci domnul Cotto. Domnul Carol. Da.
permite să spun ceva. Nu vreau să spun. Vreau să vă spun. Doamna președintă, regulamentul nu pretende să vorbească la început toată lumea. Trebuie să vorbească la punctul de care se discute. Nu poate să discute acum pentru punctul ultim. Nu are nicio legătură. Păi nu știu, arătați de regulament. Arătați la oamenii regulament. Domnul Bărbos, 2 secunde. Nu vorbesc la cetățean să vorbească punctual, dar înainte de ședință, nu în timpul ședinței, este foarte simplu. Pe cum să vorbească acum din punctul 10? O să vă explic o dată. Domnul... Citiți din regulament, unde scrie așa ceva? Acum vă citește domnul. Citiți din legea, din lege, din ordonanța de urgență care reglementează codul administrativ, articolul 138. La lucrările Consiliului Local pot asista și lua cuvântul fără drept de vot printre prefecți, senatori, miniștri și persoanele interesate. La aliniatul 7 de același articol, că consilierii locali participă la dezbatere în ordinea stării de cuvânt. Deci consilierii locali, nu cetățenii care participă la ședință, pot să ia cuvântul în momentul în care se va cuvânt de președinte de ședință care gestionează declararea ședinței. Asupra proiectelor de hotărâre au luat dezbatere din aceste articole. Consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori, prezent la ședință, putând forma amendamente de formă sau de fond. Deci nici de cum nu se pot... Nu scrie nicăieri că vorbesc la început. Domnul secretar, citiți unde scrie că vorbesc la început oamenii. Deci, vă rog să citiți. Am citit și eu regulamentul. Și eu fac în lege și regulamentul exact. Deci în modul ăsta am stabilit că se desfășoară ședințele. Astea sunt regulile. Trebuie votat în Consiliu orice regulă. Nu stabilește. Am votat acolo. Din lege. Înțeleg că doriți sânge, preferență, dar destul cât. Nu doresc respectarea regulamentului. Da, și eu m-am spus exact legea care e. Dați citul. Am citit. Ce-a spus. Pe punctul 4 cine te înscrie, dacă mai există pe punctul 3? Vă rog, amintiți puncte, pentru că nu mai știu. Am să citești puncte. Vă rugăm cine aici ne luați fiecare punct, pentru că nu cunoaște toate punctele, n-avem față listă. Acum aștept pe punctul 4. Revelea și proiectul hotărâre privind acceptarea donației unei profese de teren de 829 de metri pătrați, cu număr cadastral, 5746, precizat în municipiul Bier, la strada Apei, fără număr, de Cluj. Dacă cineva dorește să intervină aici, punctul 5. Revedea și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto privind pentru imobilul situat în municipiul Gherla, pe strada de la Pipro numărul 17. Punctul 6. Este alături de consilier, nu există intervenții. Punctul 7. Revedea și proiect de hotărâre privind predarea de către state Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiectiv bazin de not didactic din municipiul Gherla la strada Parcului 35, județul Cluj. Cine dorește aici să intervină? Punctul 7. Două secunde. Îmi spuneți cum vă cheamă? Ram Daniela. Ram. Așa. Poso. Bereș. Bereș. Paul Florean. Două secunde. Paul Florean. de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, municipiului Gherna și serviciile publice de interes local, fiind sub ordinea Consiliului Local al municipiului Gherna. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherna și din cadrul serviciilor publice de interes local, din subordinea Consiliului Local. Bun. 11. Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiei de Evaluare a Performanței Profesionale. Aici nu se mai poate interveni. 11 diverse. Bun. De ce nu se poate interveni? La diverse nu scrie, da, sigur că da. Da, la diverse, sigur. Ultimul punct, dar deocamdată nu, pentru ședință. Ok. Vă rog, pentru, începem dezbaterea pentru punctul 3. Da, să facem discuția. Punctul 3. Vă rog, v-ați scris la cuvânt domnul Cotu și domnul Sas. Vă rog. E vorba de accesarea unui credit de 30 milioane de lei noi pentru investiții. Am numerat aici 4 investiții și întrebarea ar fi dacă pentru aceste investiții nu s-a putut, identifica alte surse de finanțare, mă refer aici la fonduri europene sau finanțări la bugetul de stat, ca să nu fie nevoit să acceptăm această mare sumă. Domnul Marcaș, vă rog. Aceste investiții au fost promise în finanțare la Fondul Național de Investiții, care prin guvern a fost desfințat. Primăria Gherla era pe listă cu 39 de milioane de lei. Se poate verifica în mesajul Comisiei Naționale de Investiții. Și pierzând această finanțare, altă finanțare nu există. Am înțeles. Și deci nu v-ați gândit la alte finanțări tip fonduri? Au fost depuse și pe fondul, nu a fost acceptat. Și care ar fi gradul de îndatorare anual? Acum. Astăzi este zero. Nu zic anual, raportat la... Da, estimativ undeva la 10%. Deci asta din bugetul anual de, va fi vostru credit? La 10% din venitul. Din venitul, da, din venitul. Din venitul. Ok. Asta era întrebarea, dacă nu se putea urmă alte fonduri la partea aceasta. Da, am înțeles, nu văd pe ce ne iei. Da, a căzut proiectul. Bine, mulțumesc. Bun, domnul Cotom. Mulțumesc, bună ziua. Am mai multe lucruri aici și mă uit și la ceas. Deci, întrebarea mea este unde se regăsesc în acești 30.000 suma de peste 4 milioane de euro care e necesară pentru cele 15 proiecte ale DAL-ului sau cel puțin partea primăriei. 2. Din păcate, toții simțim indexul de credibilitate foarte mic al primăriei după multe decizii discutabile. Întreb, chiar este momentul oportun ca să luăm un astfel de credit din bancă când orașul vede de fapt că nu s-au înfăptuit lucruri, nu sunt lucruri palpabile? Unul la mână. Și doi, noi am avut o moștenire de, după cum îmi amintesc eu, de vreo 100 de milioane de lei sau miliarde de lei vechi, care i-am cheltuit până acum, dar nu se vede la ce. Și ultimul lucru aici, și mă încadrez în 3 minute, consider că cel puțin nu este etic și moral
ca înainte de o schimbare în oraș, în sensul că nu are nimeni certitudinea cine va fi noul primar, cine va fi noul consiliu, să se ia un astfel de credit și să se împovăreze orașul, noul consiliu, noua conducere a orașului, știind că orașul nu are o strategie scrisă pe termen lung, nu are o strategie scrisă pe termen mediu, și toate deciziile care s-au luat în general nu s-au axat pe o astfel de gândire holistică țintită spre viitor. La punctul 3, atât. Mulțumesc! Toată Referitor la prima întrebare, proiecte legale, proiecte legale se prinsă pe bugetul local, cu finanțări, nu este nevoie să finanțăm prin acest credit. Acest credit se ia pentru aceste obiective care sunt trecute în această anexă. Referitor la necesitatea și procedura de angajare a creditului, vreau să vă spun că aceasta, hotărârea de astăzi nu înseamnă că a luat un credit. Procedura de accesare a creditului este mai complexă și va presupune o altă hotărâre de Consiliul Local, care probabil va fi luată de viitorul Consiliu Local, nu de către actualul Consiliu, pentru că după această hotărâre urmează cereri de oferte, urmează analize și alegerea soluției, după care urmează avizarea de către Comisia Națională a Împrumuturilor Locale, iar abia pe urmă va fi luată o nouă hotărâre de Consiliul Local care va consfinți suma care va fi luată, termenul pentru care va fi luată și costurile totale ale acestui împrumut. Iar tragerile din acest împrumut vor avea loc doar începând cu anul viitor, pentru că pe acest an plafonul de garantare al statului a fost deja închis. Deci este o procedură, altfel, dacă nu începem acum, nu vom termina procedura în acest an și anul viitor vom fi nevoiți să ne luăm de la capăt într-un anul 2022. Mulțumesc! Pe punctul 7, citesc din proiectul de hotărâre. Referat și proiect de hotărâre prin vederea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Amenități Publice prin Compania Națională de Investiții a Amplasamentului și Asigurării Condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiectii Vadinte în Noi, Municipiul Vietnam. V-ați înscris acuvântul nostru din următoare: Florean, Coso, Vereș, Lilian, Florian, Zas, Păcăcean, Gender, Cătălișan. Vă rog, 3 minute. Doamna Florean. Să zic ce ne-am mă cunoaște, sunt Daniela Păran, sunt cadru didactic la școala gimnazială numărul 1 și sunt mamă a doi băieți. Am venit aici pentru a duce la bun sfârșit acest proiect cu executarea bazinului de nou, pentru că mă deplasez la Deș la sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, cu proprii copii pentru cursuri de nou. Fac drumul de întors, există instructori care ne realizează aceste lucruri. Eu cred că ar fi o investiție grozavă dacă s-ar duce la bun sfârșit acest proiect în Sărbăla. Nu numai el, mă duc din Gherla, că mai sunt și alții și mai merg și de pe satele din jurul orașului. Și cred că ar fi minunat dacă am reușit să avem aici mai aproape. Acesta este doar un punct pentru copiii noștri. Am putea face și la școală, opțional. Tot așa, dacă s-ar dori și dacă ar exista. Sigur ar fi doritor care să meargă să se înscrie la aceste cursuri și de ce nu și noi, pe instituții, ne-am putea duce cu abonament să înotăm la anumite ore la care ne permite timpul, bineînțeles, și ar fi un lucru grozav, pentru că nu știe toată lumea, este un cor extraordinar pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc! Deci dorim bazinul. Mulțumim! Mulțumesc! Da, mulțumesc! Vreau să încep acum și eu așa. Dorim acest bazin și eu am 4 copii și din 4, toți 4 sunt în Deș la Nord. Ne dorim acest bazin și niciunul dintre foștii mei colegi consilieri nu și-au spus altă părere. Cu toții ne-am dorit acest lucru, doar că nu în modul în care ne-a fost pus în față.
Nici astăzi mi-a părut foarte rău să văd ordinea de zi. N-a fost pregătită o hotărâre de Consiliu pentru noul teren de fotbal. Știu de faptul că s-a găsit un teren și care s-ar putea amenaja pentru acest lucru, dar fără o hotărâre de Consiliu, cine ne va crede oare, pe de o parte, iar în al doilea aspect este că e o zonă inundabilă. Acolo trebuie investiție foarte mare pentru ca să fie un teren noi de fotbal conform normelor, așa cum se cere. Și cel mai important aspect al acestui lucru este cel legislativ, care eu de două ori am întrebat în mod concret, se poate vedea și pe procesele verbale, și niciodată n-am primit un răspuns clar și concis. Astăzi, bănuiesc că și consilierii locali au primit acea hârtie oficială sau scrisoare oficială de la Ministrul Tineretului și Sportului, care spune foarte, foarte clar în articolele 78 și 79, dacă nu mă înșel, că numai prin hotărâre a Guvernului și cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfințate se poate face acest lucru. Iar domnul ministru însuși semnează, care spune la începutul acestei scrisori că imobilul care face obiectul sesizării dumneavoastră se înscrie în noțiunea de bază sportivă așa cum este reglementată de lege. Mai mult de atât, în articolul 79.1.1 scrie, prin excepție de la alineatul 1, desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărârea Guvernului, virgulă, cu condiția ca autoritățile administrativ-locale să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului. Deci, inițial trebuie să avem o decizie a Guvernului și apoi poate să revină pe masa Consiliului Local să voteze. Eu așa am citit, așa am înțeles și așa mi s-a confirmat. Mulțumesc! Fiți mai atent! Domnule! Mulțumesc! Bună ziua! Am și eu câteva întrebări. O să le citesc ca să meargă. Mai rapid să mă întrebez în cele 3 minute. Mi se pare rezonant să distrugeți un teren cu o suprafață de 5 ori mai mare decât cea pe care o va ocupa bazinul. Cum veți folosi procentul rămas, cel de 80% din terenul respectiv și ce doriți să se construiască în zona respectivă? Ați făcut un sondaj sau o dezbatere să vedeți care este dorința cetățenilor privind acest teren rămas. Costurile pe care le estimați pentru bazin sunt mari. Și da, ne bucurăm că ați găsit o cale pentru a nu le susține din bugetul local. Dar oare nu subestimați costul unui stadion nou? Dacă acela va fi la nivelul celui de astăzi, înțelegeți că acesta trebuie să beneficieze de gazon, dușuri, instalații de lumină, împrejmuire, etc. Nu e suficient să împrejmuim, punem două bări și jucăm fotbal. Nu e suficient. Vă rog, nu interveniți peste nimeni. Scuze. Când ați luat această decizie de a face bazinul didactic pe terenul 2, v-ați consultat cu bunul atins asociațiile sportive locale. Ați sunat antrenorii care folosesc terenul să aflați părerea lor. Dar profesorii de sport, dar părinții copiilor care activează pe terenul respectiv. Pe ce bază ați decis, dacă nu ați întrebat exact pe cei mai afectați și implicați dintre noi? Am constatat că ați găsit o variantă de alocare a terenului, ați făcut un studiu să vedeți dacă acesta este inundabil sau nu. Sau ce aprobări și autorizații sunt necesare pentru construirea acestui teren. Mai am o întrebare. Care este stadiul documentației trimise la CNI și dacă lista sinteză este aprobată de către Ministerul Dezvoltării? Pentru a mulțumi pe toată lumea, cred că erau și alte variante. Eu acum o să vă propun două variante. Una ar fi terenul de roare și skate. Acestea poate fi realocat prin hotărâre de Consiliul Local. Iar terenul de roare
și skate să fie realocat în parcul mare. Cred că am putea găsi o suprafață să putem face un parc mare. Sau terenul liber din incinta ștrandului, din spatele ștrandului. Știți unde a fost înainte căprioară? De acolo avem un teren. E suficient ca să putem construi bazinul respectiv. Trebuie să înțelegeți că toată lumea își dorește să se facă bazinul respectiv. Și eu îmi doresc și cred că toată lumea din sala asta. Dar nu, asta nu înseamnă că noi trebuie să omorâm un sport. Pentru că dumneavoastră, dacă construiți pe terenul 2, gândiți-vă că copiii undeva la 250 de copii nu o să-și mai poată desfășura activitatea în Gherla. Nu o să mai poată face sport. Bineînțeles, e numai fotbal. Mai sunt atâtea 11.000 de sporturi. Dar copiii respectiv nu o să mai poată să facă, să practice fotbalul în Gherla. Vă mulțumesc. Cred că aceste puncte pe care aceste întrebări le-am discutat de cel puțin încă 3 ori anterior și cred că ați primit toate răspunsurile la momentul respectiv. Nu știu dacă astăzi vă mai poate răspunde cineva încă o dată aceeași chestiune, cred că putem să mergem mai departe până în fie. Frate, de o zi trebuie am discutat pe aceea să puteți și să răspunde aceste întrebări. La fiecare întrebare vi s-a răspuns cel puțin de 4 ori. Haideți să înțeleg că v-ați interesat să vedeți dacă se poate construi pe terenul respectiv care e inundabil și dacă putem cei de la Apele Române ne dau voie să facem treaba asta. Să înțeleg că ați povestit cu ei. Eu personal nu m-am interesat, dar cu siguranță executiv s-a interesat. Și ce specialitate? Asta vreau să aud amintesc de la cei abilitați să ne răspundă la întrebările. Simplu. Haideți-vă două secunde acum și să mă mai spun o chestie și să nu lați nici nume personal, nici nume de rău. Dar la modul cel mai rea și cel mai serios. Deci nu nume personal, nu lați și nu nume de rău. Pentru că toate aceste probleme, fără excepție, puteți să le discutați, nu o oră, nu două, nu 10, cu cei din aparatul de specialitate și în afara ședințelor publice, dacă vă adevărat sunteți atât de interesați și de vizibil afectați de acest teren 2. Domnul Morar este în primărie de dimineață de la 7:30 până seara, până după masa. Nu, domnul Morar vedează. Lăsați-mă să termin. Dar nu, domnul Morar vedează. Nu am intervenit în primărie. Dar bate scâmpii. Nu bate scâmpii deloc. Și cred că fiecare cetățean se poate interesa pe acest subiect în fiecare zi. Nu doar când este ședință de consiliu să primească exact aceleași răspunsuri și exact aceleași întrebări să se pună de fiecare dată. Deci vă rog să... Mulțumesc! Chilian, domnul Chilian, vă rog. Chilian, vă rog să-mi spună să vă dau și oaia, că vine Paștele. Îmi cer să vedeți. În legătură cu punctul 6, deja s-a discutat din 7, deja din octombrie se discută același lucru. S-a găsit părerea mea că foarte mult râcă și invidie dintr-o parte, dintr-alta, ar trebui lăsate toate interesele politice și economice și toate de parte, să se găsească o soluție, să se cadă de comun acord cu toată lumea și să se termine deja, că suntem de râsul circului. Exact. Și referitor la treaba asta, îmi pare cu părere de rău, nu vreau să ne spun nimeni, dar toate orașele din județ și toate comunele ne-au luat înainte. În loc să facem ceva acolo, să fie tot, bazin, teren de fotbal, teren de, nu, teren de tenis, tot ce, sală de sport, că nu avem o sală de sport cu loc pentru evenimente, o sală polivalentă. Ar trebui cumva să lăsați, că-i PSD-ist, că-i PNL-ist, că-i apolitic, că-i UDMR-ist, ar trebui să găsiți o soluție și să tragem toți la aceeași soluție. Și să nu creadă lumea, toată lumea vrea un bazin în oraș. Nu știu de ce s-a zis că noi nu vrem sau alții nu vreau. Mulțumesc. În rest, atât mai vreau să vă spun, să înțeleagă lumea că nu se pierd bani dacă nu se votează aici. Se pierde eventual un proiect care a fost prost gândit de la început. Atâta. Să vă puneți un semn de întrebare. Dar să pot accesa alte proiecte. Am fost acum la București la o ședință. Sunt tot felul de proiecte. Cei care se ocupă cu proiectele de la noi ar trebui să știe, să studieze, să vadă despre ce e vorba. Sunt stadioane cu teren de fotbal cu 600 de locuri, în care nu trebuie să dai numai 20% din investiție, restul îți vin de acolo. Și referitor cu bazinul, dacă citiți până la capăt, ziceți că nu ne costă niciun ban.
Una, că să muți terenul, care sigur nu se va muta, că asta nu se face un teren cu două porți, că am mers, am pus două porți, am întrejmuit și s-a făcut terenul acolo. Toată lumea știe. Dar trebuie să vedem că banii noștri se vor suporta toate cheltuielile, racordările, dacă citiți până în capăt punctul, noi ne obligăm să asigurăm tot. Asta nu se fie. Mulțumesc, Tatia, doamna. Bună ziua, sunt Paul Florean, sunt profesor de sport la baza antrenor, la școala națională de antrenori. Am zis să-mi spun și-o punctul meu de vedere, îi respect pe toți colegii, toți prietenii care am bătut mingea în puntea școlii și pe stadion, da? Eu am zis să-mi susțin punctul de vedere privind construirea acestui bazin enorm. De ce? Prin profesor de sport, copiii au nevoie și de aceste ore de lecții de enorm. A nu ști să înnoți e o mare problemă, la ora actuală, da? A face sport iar o mare problemă. A trebuit să ne bucurăm că avem, o să avem ceva în plus. Iar faptul că da, se va strica un teren, dar trebuie să facem alt teren, trebuie să facem un dosar de sport, da? Să fie proiecte în fiecare an. Eu mă bucur că este această lucră între ghilimele pe acest proiect sportiv. Nu a fost de ani de zile, eu n-am mai auzit să dezbat acest punct de ani de zile în primărie. Și eu mă bucur și sper că pe viitor să se ridice la fileu și alte proiecte de acest gen, proiecte sportive, care să dezbată și să voteze pentru amenajarea acestor baze. Deci da, eu sunt pentru acest bazin, eu cred că e impetos necesar acest bazin și ar trebui să-i dea drumul. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, mă lăsați! Referitor la ce a zis domnul Paul, că și-ar fi dorit de mulți ani să aud această discuție, țin să precizez că studiul de fezabilitate pentru acest bazin a fost prins în proiectul de investiții pe anii 2017, 2018 și 2019. Vreau să știu ce s-a făcut în acești 3 ani pe acest studiu de fezabilitate. Cine își asumă responsabilitatea politică pe acest proiect, că nu s-a realizat nimic? S-a realizat ceva, s-a realizat temă de proiectare, s-a realizat certificat de urbanism. Pe ce am plasament? Am anunțat după 3 ani de zile să vedem unde facem această investiție. Ce s-a făcut 3 ani de zile? Ce l-am bugetat dacă nu știam unde îl facem? Atât. Studiul de fezabilitate a fost cuprins în lista de investiții în anii anteriori, tot pe baza accesării sau solicitării de la Compania Națională de Investiții. Și aici vreau să precizez și să răspund și la domnul Chilin că și pentru baza sportivă, și noi știm că sunt programe și subprograme în cadrul Companiei Naționale de Investiții, inclusiv la bazele sportive noi și la amenajarea bazelor sportive existente. Anul ăsta am primit de la Compania Națională de Investiții o solicitare pentru o bază sportivă nouă. Sigur că noi, având baza sportivă existentă, pe care am rezolvat-o din punct de vedere juridic după un an de zile, fiindcă acolo erau 3 parcele de teren, asta pentru informarea dumneavoastră a tuturor, dintre care o parcelă figura pe CAP-uri date. Deci, că mie îmi place să zic unde lucrez, zice că la CAP-uri. Deci, asta e așa o comparație. Chestiunile 3 parcele s-au comasat și astăzi baza sportivă, atât terenul 1 și terenul 2, din punct de vedere cadastral, sunt rezolvate. Proprietarul este municipiul Ghera, deci oricând pot fi abordate, accesate și demarate obiective de investiții. Deci, astăzi și pentru baza sportivă existentă, există o cerere depusă la CNI pentru modernizarea bazei sportive și are o capacitate de 500 de locuri și inclusiv amenajarea între gardul de prefabricate dinspre strada parcului și gardul care împrejmuiește pista de alergare, a unui teren pentru antrenament, un teren din asta de mini-fotbal. Referitor la bazin,
Aici, sigur că SF-urile au fost cuprinse, nu s-au demarat la vremea respectivă, tot din lipsă de fonduri, deci nu s-a făcut niciun studiu de fezabilitate, nu s-a făcut nicio temă de proiectare, se dorea acest obiectiv, știindu-se că vizură Compania Națională de Investiții alocă fonduri pentru realizare, se aștepta un aviz favorabil din partea Companiei Naționale de Investiții. Astăzi, în urma mai multor cereri care s-au depus cereri și înainte de această cerere care s-a depus în anul 2018 pentru bazin, pe data asta s-a primit avizul favorabil. S-a trecut prima etapă. Deci, pentru a accede în etapa a doua, este necesar de hotărârea Consiliului Local prin care se transferă o suprafață de teren, spune 2700 de metri pătrați, plus teren aferent organizării de șantier. Știm că organizarea de șantier de multe ori depășește suprafața care este alocată pentru realizarea obiectivului de investiții. Și, deci, astăzi există această posibilitate de a trece în etapa a doua. Trecând în etapa a doua, pe urmă Compania Națională de Investiții își propune obiectivele de investiții pe lista de investiții alocată anului 2020. Și urmează partea de finanțare. Deci astăzi, nu știu dacă nu este târziu sau devreme pentru acest obiectiv. Alții au luat-o înainte. Observați că deja sunt multe locuri unde sunt semnate contracte și demarate aceste obiective. Și vreau să vă spun că un antevorbitor înainte spunea că și autoritatea locală trebuie să aloce fonduri. Bineînțeles că trebuie să aloce fonduri pentru acele lucrări tehnico-edilitare, care înseamnă racorduri până la limita de proprietate, adică până la obiectivul, mă rog, în cauză, apă, canal, gaz, electric și toate celelalte, mă rog, care sunt sistematizarea pe vertical. Deci, pe scurt, cam aceasta. Mulțumesc, cât vă spun că a fost de amplu și de complex și cât să înțelegi de ce. Bun, mulțumesc, domnul Băgăcean. Domnul consilier, având activități cu elevite în oraș, Fundația Sfântul Nicolae, consideră că era necesară o consultare publică pentru a cunoaște voința cetățenilor și a celor implicați direct. Dacă îi didactic, ar fi trebuit să fie lângă o școală. Liceul Petru Maior a fost o onoare pentru o școală, un liceu cu tradiție frumoasă în viața orașului nostru, să gânduiască acest bazin didactic. Sau chiar școala numărul 1, sau altă școală în oraș. Să avem, vă rugăm vedere și vă rugăm să dați dovada unui hotărât simț civic să veniți în interesul comunității ghelene și al copiilor în mod special. Am înțeles, din unele resurse din interiorul unor partide, că cineva care are interese personale a chiar pus degetul unde trebuie plasat acest bazin didactic. Nu uitați de pericolul drogurilor și al endobotanicilor care au pătruns pe piața ghelneană. Vin părinții la noi, elevii copiilor, sunt tot mai mulți victime acestor acțiuni și ar trebui o zonă bine protejată lângă o școală, ar fi cea mai bună și cel mai dorit acest lucru. În concluzie, nu ați avut pe Toana Ipătrescu, dar pentru parcă și alte interese ale unor oameni de afaceri s-a găsit. Foarte bine, susține mediul de afaceri, dar nu în desinteresul cetățenilor noștri și mai ales al elevilor de pe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dar vă rog, altă dată insist și v-am mai spus de două ori, orice fel de referire sau acuză, mie mi se pare că... Dar nu s-o referi la mine. Dar nu s-o referi la mine. Contează. Știți ceva, dumneavoastră? Știți ceva, dumneavoastră? Sau să simte care da? Doamna Gerdes. Ăla din deja. Nu, chiar dacă a terminat facultatea și lucrează de 2 ani. Și vreau să vă spun că
pentru copiii noștri, deci nu pentru noi neapărat, dar pentru copiii noștri. Trebuie să oferim o diversitate pentru a petrece timpul liber. Sportul este foarte important, indiferent că e fotbal, că e basket, că e volei și not, dar trebuie să ne gândim că nu toți copiii sunt capabili să facă fotbal, handball și așa mai departe. Sunt copii care cu anumite dizabilități și notul oferă o refacere sau o petrecere a timpului liber în care aduce și sănătate pentru corp. Dacă avem un corp sănătos și o minte sănătoasă. Nu am venit să vă explic cât de important este notul, dar cât este de important ca timpul liber să fie petrecut cu un lucru bun pentru sănătate și minte. Prin sport, prin muzică, prin dans. Și Viena, față de alte orașe, consider că a rămas mult în urmă, în care s-a investit cu mulți ani în urmă și au baze sportive, au bazine de not, au cluburi în care copiii pot în siguranță să-și desfășoare activități potrivite pentru anii lor. Mulțumesc! Din păcat că acest aspect s-a dus pe partea mai mult politică. Păcat că cei care s-au acum un an și 7 luni nu au luat-o, să zic, prin absurd o hotărâre mai bună, să găsească chiar o locație bună, dar ar fi păcat. Știu. Nu joc atâta fotbal ca și cei mai tineri sau voi când am sunteți acolo. Ar fi păcat ca totuși această investiție, nu fac politică și nici n-am făcut. E păcat ca această investiție să o pierdem. O pierde acest oraș mic în care aproape de mult timp nu s-a făcut ceva palpabil. E păcat că Deju, am muncit în Deju atâta timp, am considerat că-s mai de lăsați, au avansat mult mai mult decât noi. Cred că ar fi o pierdere ca o parte din terenul respectiv să se piardă. Dar hai să dăm un pic de, nu știu cum să zic eu, nici crezare și nici pentru cei care sunt acum că va fi puțin cât vor sta și probabil că se vor schimba. Probabil. Haideți să facem ceva și pentru noi. Haideți să dăm crezare că se va face și acel teren 2. Știu. Și eu aș fi vrut, eu, de exemplu, am văzut altfel. Întâmplător stând zilele astea de vorbă cu cineva de la primărie, au zis că a fost necesar ca acel teren să fie acordat la o anumită cantitate de curent, dacă nu mă înșel. După mine, dacă căutam o locație, aș fi găsit-o mult mai ușor și tot acolo. În parc există acel mic, acea mică căsuță în care pe vremuri la începutul construcției parcului a stat îngrijitorul parcului. Și acolo există un teren. Acolo era perfect. Dar dacă s-a făcut și presupun că se ia din acel teren de fotbal, din terenul 2, să poate nu să se fure. Dacă cineva vrea să ia, că am zis furat, într-un cuvânt mai urât, intrându care se intre pe strada parcului, să se intre la Ischep și la Ștran, să poate mici, adică să fie de dimensiunea de, știu, 8 metri. Un drum normal de 6 metri. Și vinem cu acel teren, cu acel bazin, nu știu pe cât va fi, că nu am eu detaliile tehnice, să vinem un pic mai încoace, adică să nu furăm foarte mult din teren. Să se ducă terenul din terenul de tenis, din terenul de tenis și până încoace. Și nu-l pierdem în totalitate. Eu zic că ar fi bine să se gândească consilierii și chiar și noi, că dacă tot s-o gândit și s-o dus spre investiție și domnul Morar zice că suntem aproape de finalitate, haideți să lăsăm să se facă. Știu că foarte mulți dintre copiii mei trebuie să mă duc la tenis. Și mă duc și mă plimb chiar zilnic prin parc. Sunt în acea zonă în care își folosesc energia și tot ce este. Dar haideți să-l scurtăm un pic, să le dăm putere domnilor de aici să-l voteze și să vedem unde vor face terenul 2. Iar dacă nu, atunci când vă veți întâlni cu ei prin oraș, pentru că un oraș mic, știu. Chiar nu facem nimic, nu facem nici bazin și rămâne acel teren. Și aș fi să fie în altă parte, pentru că orașul nu trebuie făcut numai acolo. Orașul se poate
desfășurat spre margine, acolo unde îi. Spre Hârdate, spre Fizeș. Mâine la altă nici cimitir n-o să fie, nu mai știu unde să se îngrope. Nu în bazin. N-ar fi păcat să nu avem. Nu am primit un răspuns. Îmi pare foarte rău. A treia oară am întrebat dacă conform acestui răspuns primit este legal ceea ce se dorește a se face. Și am venit ca doamna juristă să ne dea un răspuns, dacă nu e aici atunci domnul secretar. De asta nu v-am spus, atunci o rugăm să vină și să ne dea un răspuns complet. Până un dată domnul secretar are să citească un minut o informare. E legat de același punct. În zilele de astăzi am primit o adresă din partea liceului Petru Maior, prin care eu și susținerea pentru construirea bazinului didactic din Mileva, suplinând rolul foarte important al includerii programelor didactice de mult în dezvoltarea fizică și psihică a elevilor, cu trei argumente, beneficii fizice ale mântului, efectele practicării mântului ale suprafizicului și efectul de socializare, însoțită de vreo 50 de semnători ale cadrelor didactice și vreo 70 ale elevilor din Mileva, Petru Maior. Și o semnez, domnul, nu numai, și o semnez să facă bazinul. Domnul, ok. Și eu, informa și eu, și noi suntem de acord. Bazin și din partea lui. Da, și noi suntem de acord. Și am semnat petiția pe internet, că sunt de acord. Punctul 8. Referă și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de urbanism zonat pentru construirea trei blocuri de locuințe colective. Întrebarea mea este de ce suntem nou aici cu joaba bățului pe primar. Am înțeles și mi-a spus atunci pe loc că s-a făcut o acuzare asupra consilierilor, s-au pus una, o întâmpinare, o întâmpinare, așa. Și suntem aici pentru că sperăm că în urma acelor lucruri domnii consilieri vor reșina la masă și vor schimba instant opinia. Eu, după cum știu, sunt oameni demni care văd interesul cetățeanului și nu a cetățenilor, nu a cetățeanului. Și nu văd un motiv temenic pentru care să ne schimbăm opinia de la o lună la alta. Dacă este posibil, luna viitoare venim noi cu acuzații pentru că nu ne convine ce am votat. Pe notițele pe care le aveți pe masă, dacă o să aruncați o privire, sigur că n-am timp acum să deschid practica, o să vă anunț numai chiar câteva lucruri pe care le-am aruncat ochii și aș vrea să vă uitați și dumneavoastră cu multă atenție. Avizul favorabil pe care o să-l punctez foarte scurt, dar dumneavoastră, dacă sunteți interesați de legalitatea cu care își face pe domnul investitor, indiferent cum îl cheamă, că nu suntem încă sigur, veți vedea că avizul favorabil din cel de-al treilea care s-a obținut nu exista pe ordinea de zi în momentul votării. Și dacă vă la ordinea de zi de la Cluj și veți vedea că nu există. El a fost votat, dar nu exista pe ordinea de zi. Celelalte două care au fost nefavorabile existau și au fost nefavorabile. Ar trebui să ne aruncăm o privire spre partea cu demisolul. S-ar putea să greșesc că eu la bază sunt am terminat comunicare, de aceea cele 3 minute sunt bază pentru mine, dar s-ar putea ca acel demisol să fie suprateran. Legea ne spune acest lucru și dacă o să privim puțin prin lege, s-ar putea să descoperim că acele nivele, acele locuri au un nivel mult. Sigur, cineva o să combată chestia asta. Construcțiile care există pe strada noastră au fost s-a ajuns în instanță, instanța a anulat, a fost un mare tărăboi, domnul Vereș vrea să continue această discuție și vom ajunge în tribunal pentru că are susținerea noastră și nu numai străzii. Acum, sigur, a rugat și noastră prin oraș, ați auzit că această problemă a depășit granițele străzii noștrății. Pentru că mergi pe stradă și te treabă lumea, care este problema? De ce trebuie să mergeți din nou la vot?
De ce crede lumea că dumneavoastră ați leșinat în fața domnului Petreanu? Aș vrea să mai urmați o privire spre informarea publicului, care trebuia făcută conform legii pe un panou care să reziste la interferii, nu pe o foaie băgată în, așa cum plastic spune în toți prezervativ, și lipită acolo pe ușă, ci pe un panou care să aibă 60x90 și cu litere de 15x7. Dacă nu să considerați că acest lucru s-a făcut, să-mi spună și mie cine, un singur om care a văzut acel panou. Informarea publicului și care trebuia să rămână acolo pe toată perioada. Nu, la prima ploaie a fost hârtie igienică. Acestea sunt foarte puține din lucrurile pe care le-am observat, dar după cum știți, mai sunt multe, pe care noi ne vedem obligați să le atacăm, pentru că nu este chiar așa de simplu cum spune domnul Petreanu. Dar în afară de aceste lucruri de mine, în afară de aceste hârtii, suntem noi. Acei oameni cărora viața le este dată peste noi. Pentru că domnul Petreanu vorbește despre 30 de apartamente. Nu este vorba și nu vă lăsați înșelați că este vorba de 30 de apartamente. Dacă se va schimba uzul, pugul, cum se numește, pugul pe strada respectivă, va construi de mușchii lui el și alții. Va cumpăra casele la bani de nimic, pentru că nimeni, haideți în fiecare zi vine cineva să se uite la case și nimeni nu îndrăznește să cumpere pentru că întreabă, se mai fac lucrurile aici. Deci toți tinerii, toți cei care vreau să-și construiască casă și o să aduc o listă, dacă mă vreți, întreabă, se vor mai construi locul, ne cumpărăm sau nu ne cumpărăm. Nu este vorba de 30 de apartamente. Dacă acolo se construiesc 30 de apartamente cu două nivele, la următorul număr care aparține tot investitorului nostru, se vor mai construi nu 30 de apartamente, cum ne face nouă președere secretă, ci 50, pentru că mai are dreptul, având în vecinătate o clădire cu două etaje, să mai pună două etaje. La următoarea, o să avem probabil cea mai mare clădire din el. Blocuri și mașini. Am înțeles că se va deschide baza de recepție. Vă rog să-mi spuneți, dacă pe strada aceea, poate că cei din Cluj nu știu ce acolo, dar noi avem poze și o să venim săptămâna viitoare, dacă așa se poate, dacă așa trebuie, să vă arătăm fotografii, dar dați-mi un lucru pe minte. Să vă arătăm poze cum arată străzile, să vă arătăm mașinile fără oglinzi, să vă arătăm cum stă situația. Și o să cerem și noi, dacă este nevoie. Și vreau să vă spun că noi suntem aici, luna trecută a fost aici pentru noi. Acum suntem noi aici pentru noi. Domnul Tatăl. Da. Doamnelor, domnilor, vreau să vorbesc după doamna Anța, felicitări. Nu vreau să mă repet, mă cunoașteți, am vorbit data trecută, lucrez pe strada Lăzății, vreau să omit la artificiul. De pe strada Lăzății este mai mult, ne-am înscris la 2-3, dar suntem vreo 10 persoane care gândesc exact la fel ca noi. Eu locuiesc în orașul ăsta de 10 de ani. Mulți dintre consilieri, cu tot respectul, sunteți la nu știu câte le-am mandat. Din punct de vedere urbanistic, nu prea de când o zic în primărie, orașul e vast. Deci era foarte simplu, acum mulți ani s-au hotărât. Doar acolo se fac blocuri, nu pe strada Hăjdății, pe strada Mintiului și pe alte străzi. Deci era simplu. Vreau să-mi amintesc altceva. Vorbește doamna ta de investitor. Nu știm ce e investitorul. Dacă vrem să dovedim decență, moralitate și verticalitate, avem nevoie de investitori în orașul ăsta. Dar cei care nu-s dator la stat, care își plătesc taxele. Domnul Petean, probabil că are probleme cu partea asta și investește cineva din orașul Cluj, avocat, de pensionat. Noi, prin avocat, bineînțeles, prin avocat, toată stradă o să solicităm fluxul de bani, să vedem de unde are bani să investească. Și am făcut deja o cerere în sensul ăsta. Gândiți-vă, vă rog, ca și consilier, și la partea asta morală. Că avem nevoie de investitori, dar oameni care sunt corecți, cinstiți, eu plătesc taxele. Doamna își plătește taxele, domnul Coloniei își plătesc taxele, vecinul își plătește taxele. De vecin să mai vorbesc, care are 70 de ani și-au cumpărat casa acolo acum 2 ani, i s-au zis de la serviciul urbanist că să aibă de când să construiască blocuri, aici e vecinul. Și după 2 ani de zile pune hârtie în poartă că vis-a-vis să construiesc blocuri. Deci unde suntem? Pe ce lume trăim? În ce oraș trăim? Deci vă rog să vă gândiți de două ori. Mulțumesc! Ce pot să spun? Intervin în fața consiliului local cu un dosar perfect legal. De 2 ani de zile vă zbat la documentația respectivă, am obținut toate avizele posibile. Nu vreau să intru în polemică cu cei de pe strada Județii, ei nu înțeleg că nici cel puțin nu s-au uitat peste dosar.
povestesc de parcări, povestesc de zonă verde, deci habar nu au despre dosarul respectiv. Ați mai făcut blocul acolo. Domnule, acum discutăm strict subiecte piesa respectivă. Ce treabă are, ce s-a făcut? Eu vă văd exact de treaba asta. Deci nu știu ce aș putea să mai spun când eu sunt convins că am un dosar perfect legal. Aș dori să dau să dați citire. Dânsul, domnul Codoian a făcut o reclamație către Consiliul Județean. Prin a mi s-a anulat avizul favorabil. Îl aveți la dosar, aș ruga, dacă se poate, să citiți răspunsul Consiliului Județean legat de avizul favorabil dat de către dânsul. Deja v-am ce să vă explic eu că sunt legal, că nu sunt legal. Instanță, bineînțeles că instanță. Dacă se poate din timpul meu să citească răspunsul primit de către domnul Codorean, se pare că nu face referire la răspunsul respectiv. Am înțeles și aș dori, nu știu unde aș putea afișa o planșă, două secunde, ca să aici. O planșă, nu cu o planșă. O planșă cu strada Hășbății. Asta este strada Hășbății. Vă rog, dacă se poate să fiți atent. Asta este strada Hășbății. Toată lumea spune că locuința se va face între case. Domnule, tot ce am așurat în culoare mai închisă este zona industrială. Strada Hășdății a fost zona industrială a orașului Gherla. Da, avem câteva case aici, avem câteva case aici. Zona industrială, zona industrială, zona industrială până pe capă. Zona industrială, zona industrială, în spatele caselor, unde stă doamna Anca, zona industrială. Se face biserică, fost poliția, biserica. Nu mă împic. Cine face reclamație vis-a-vis de construcția care o vedeți pe aici, a? Eu mă vecinez cu două zone industriale. Ce vieți distrug eu? Doamna Anca locuiește aici, lângă o zonă industrială. Și trece pe are un dar orator născut, îți de acord și o felicită chestia asta, dar explicați-mi mie investiția de aici, ce vieți distruge. Domnul Codorean stă peste drum, nici cel puțin paralel cu blocului. Deci, aici este investiția. Uitați pe zonă verde. Am fost obligat să fac un drum pe terenul meu. S-a creat acest drum. Aici se va forma o intersecție. Ce treabă are investiția de aici cu cei care trăiesc aici? Că nu înțeleg. Explicați-mi, doamna. Pot? Da. Da. Claudia, te rog. Deci eu, da. Vă rog, vă rog, domnule. Eu, da. O secundă. Vreau să aduc în discuție. Deși, într-adevăr, partea asta sunt case și case. Strada Hășdății, 90% zona industrială a orașului. Dar și eu sunt la fabrică. Gândiți-vă, aici se va desfășura o activitate. Domnul Dachim de la Tuda a cumpărat baza de recepție, da? Aici probabil o să treacă 30 de tiruri pe zi ca să alimenteze baza de recepție. Eu distrug vieți cu 30 de familii, deci nu mai încăpem de oameni pe stradă. Ați distrus deja blocurile care le aveți. Noi discutăm de problema asta. Deci dosarul care... Domnul consilier, dosarul care vă aveți în față este perfect legal. Semnătura arhitectului șef. Domnul Salanță, semnătura șef serviciu non, președintele Consiliului Județean, Alin Tișe. Credeți că cineva își pune semnătura pe o documentație care nu este regulă? Au trecut prin trei comisii urbanistice. Noi nu suntem de specialitate. Au trecut prin minute. Domnul Salanță, au trecut dar în principiu, asta am vrut să vă spun și ce v-am relatat aici, Consiliul Județean dublează prin înscris. Deci nu povestesc de capul meu, am rugămintea să fie citită. Mulțumesc! Domnul Nabo, mă rog. Da, deci eu trebuie să dați să vă spun că și pe viitor să fie la fel de corect și să țină cont de toate aspectele. Chiar dacă e zona industrială, chiar dacă e zona industrială, suntem totuși locatari pe acea stradă.
Suntem la a doua sau poate a treia generație care muncește pentru acele case. Oare, domnul Petrean, în cantitatea infimă care consideră între zona industrială și blocul, se întreabă cum trăim? Știe ce disconfort ne-a creat? Prin cele 90 de apartamente care există deja acolo. Prin cele 90 de apartamente care sunt acolo, știe oare câte înjurături, câte materiale, câte... Ascultăm în casele noastre, știe că ne-am spus casa la vânzare din cauza asta și nimeni n-a vrut să cumpere, cum spunea și doamna Anca, din cauza faptului că sunt acele locuri acolo. Știe că ne-a prejudiciat, nu, din păcate ține nimeni cont de faptul că locuim acolo. Cu asta nu suntem de acord. Și vreau să știți că vom merge până acolo unde va trebui ca să ne câștigăm drepturile. Deci asta să țineți cont și am să rog consilierii să țină cont că vor lua decizia. Că nu este cazul pe final de mandat să ne băgăm cât în așa ceva. Să lăsăm lucrurile în voia lor. Chiar nu este cazul, dacă ați ști ce probleme avem cu parcările, cu canalizările, de câte ori plouă, de câte ori plouă, noi suntem cu stand de mirosul din casele noastre pentru care am lucit o viață și nu este normal. Aș vrea să nu trebuie, domnul Petrean, de ce a vândut acea casă, sau mă rog, de ce a cedat-o fratelui și s-a mutat sau ce am spus la de ce nu stă acolo el? Pentru că l-a mutat, dar s-a dat vitească. Asta e o problemă? Nu doresc să spun pe cuvintele care le-ai spus la mutarea de pe stradă. De ce pleci de acolo? Era mult prea aglomerată și te-au spus multe lume. Vă rog, domnule! Deci vă rog frumos să țineți cont de aspectele. Nu mai putem fi... Vorbim de legalitate sau... Domnul Petean, 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 domnul Deci vă rog foarte mult și rog consilierii să țină cont de toate aspectele și de viața miserabilă pe care ducem datorită acelor locuri de acolo. Nu este zi să nu parte eu și vecinii mei cu parcările, cu faptul că nu pot intra la mine în curte din cauza mașinilor parcate. Deja au ajuns la fosta care ferată, mașinile parcate și nu este normal. N-a asigurat locul de parcare și câte nu s-au respectat din punct inițial. Vă rog frumos să țineți cont de toate aspectele și de cantitățile alea enzime care le considerați în altul pe de an, casele acelea, câte au rămas acolo, acolo au venit să trăim. Doamna Bob, a venit pentru copii la care se explică cu domnului Petean. Pe care îi puteți că ați avut dialog continuu, continuu local. Am venit să le mulțumesc personal pentru corectitudine și mulțumim. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar pentru a citi două informații pe acest subiect. Există o anexă depusă de locuitorii de Pustada Răzăță, semnat de domnul Codorean Radu, probabil vom sfârșit și restul cetățenilor de Pustada Răzăță. O să dau citire integral ca să nu fiu acuzat că trunchiez într-un fel intenționat cererea. Locuitorii de Pustada Răzăță, vă comunicăm. Solicitam respectuos prezența necesară și obligatorie domnului Muntean Vasile și Muntean Maria, care sunt titularii de drept a acestui proiect pentru a-și obține cu dovezi și probe reale acuzele care se aduc legat de pas în scrisul excederea față de cetățeanul Radu Codorean în fața consilierilor locale. Procesul de informare și consultare a publicului făcut de primărie conform legii atât Radu Codorean cât și restul locuitorilor, am semnat că nu vrem locul în zona de case, este dreptul nostru ca cetățeni să se descurcăm liber și înscris peste 100 de semnături. În finalul 2015, acest investitor, domnul Muntean, apare doar pe hârtie, astfel știu foarte bine de către primar și morar Vasile, iar după 5 ani aduce acuze care se vor dovedi mincinoase la adresa unui locuitor de pe strada Rădății, de aceea solicităm prezența de cinci. Cele două blocuri de pe strada Rădății la numărul 17A-17B cu peste 100 de apartamente construite de Petean Călin, considerăm că au fost votate forțat, supunându-se presiune pe consilierii locali în acea perioadă din partea investitorului. Trebuie menționat că nivelul construirea celor două blocuri a ridicat nemulțumiri cetățenilor de pe stradă, întrucât au fost construite ilegale în instanță de judecată, în definitiv pe anul cu uzur pentru construirea de blocuri în zona de case și autorizația de construire. Aroganța fără limite este ca, deși același protagonist, împotrivnicit pe Petean Călin, a fost chemat în stat de judecată și a pierdut procesul, încearcă după câțiva ani să construiască din nou la câteva case din stanță, știind că toată strada nu e de acord. Mai mult face și atac la un locuitor de pe stradă prin amenințări părtenești și probe reale. Considerăm o mascaradă, tentativa de intimidare și presiune către consilier prin votarea a doua pentru același proiect, fără nicio justiție, modificare justă, proiect propus de primar. Deși a fost respins la ședința de joară.
Acest lucru ne permite să ne întrebăm dacă nu cumva există o tentativă de favorizare a investitorilor de către Cimaș, dacă aceasta este intenția, e permis să ne întrebăm. Avizul favorabil, 191, mix de arhitectul șef Salanță Daniel, din cadrul Direcției de Urbanism a Consiliului Cluj, nu a fost lucru de adezia 17-11-2019, în alt articolul 2 din legea 15-2003, privind transparența decizională. Punctul plan urbanistic de zonă pentru Consiliul de Locuințe Colective, strada județului numărul 5, lipsește din proiectele propuse pentru dezbatere la Consiliul Județean. Așa, proiectele dezbătute pe una de zi din 17-11-2019. Celelalte două avize emise anterior existente la Rățea au fost votate în plenul comisiei, au fost trecute pe una de zi și de fiecare dată a fost nefavorabil. Răspunsul alucinant dat de Consiliul Județean Cluj față de plângerea prealabilă împreună cu alte nelegalități ale acestui aviz are ca rezultat chemarea în judecată a Consiliului Județean la Tribunalul Cluj, prin care solicităm anularea avizului emis favorabil, atașat cerere de chemare în judecată. Sesizările aduse de noi au fost la adresa primarului și a biroului urbanistic condus de Morar Vasile, nu împotriva Consiliului Local. Considerăm total neoportun și obstinat din partea primarului supunerea la vot a aceluiași proiect, mai ales că aparține un investitor privat și care apelează la metode de amenințare față de consilier, forțându-i să voteze altfel decât a votat în ședința anterioară prin deschiderea unui proces civil. Nelegalitățile evidente sunt și în avizul de oportunitate emis de Morar Vasile și semnat de primar, cei de înălțime depășește cu două nivele pentru fiecare bloc. Cele trei blocuri nu corespund caracterului zonei de case, volumetrie excesivă, lipsă de corelare cu cuburi, încălcându-se astfel la articolul 31-32 din AG 525-1996. Încălcări asumate de ambii semnatari. De reținut la solicitarea de eliberare a certificatului de urbanism privind construirea de blocuri în zona de case, trebuie să se aplice articolul 32 alineat 1 literal din legea 350-2001, respingerea în mod nejustificat a modificarea prevederilor de urbanism aprobate. Încălcarea asumată de Morar Vasile și Trima. Atașăm notificarea domnului Mărghean și soției prin birou executor de către Cluj pentru a înceta documentația de blocuri pe care le petea Crălin și a actelor ce derivă, întrucât în realitate nu ne țin calitatea de investitor real. Atașăm normativul prin care demisorul este considerat etaj, cu paranteză nivel, frateran, în cazul de față, articol 30 și mansardă la fel, articol 49. Atașăm hotărârea de guvern 525 din 96, articol 31-32, privind înălțimea construcției și aspectului exterior. Sesizarea are o serie de anexe, o cerere de chemare în judecată, cine dorește are acces la această informare. Mai există o soluție. Pot să aduc la nivel legate de... Nu s-a cerut-o... Nu! Mai avem o solicitare din partea domnului Muntean Vasile. Și pentru echilibru o să o citești pe această integral. Subsemnatul Muntean Vasile, domiciliat în comuna Oca, beneficiar al buzul de strada județului numărul 5, construirea a trei imobile colective P plus 2 Evă, transmit anexat răspunsul formulat de Direcția Juridică Serviciul Juridic Contencios Administrativ al Consiliului Județean Cluj către mine cu numărul cu privire la plângerea prealabilă înaintată cu Consiliul Județean de către Radu Codorean, domiciliat pe strada județului numărul 6, prin care solicită revocarea avizului favorabil 191 din 2019, privind de serviciul urbanist din cadrul Consiliului Județean Cluj. Am rugămintea să prezentați consilierilor locale această completare la plângerea prealabilă făcută de mine și a documentației tehnice care stă la baza elaborării proiectului. Considerăm că prin răspunsul dat în adresa 44391 din 2020 sunt lămurite toate problemele implicate de unii locuitori de pe strada Lutății. Rugăm ca domnii consilieri să analizeze obiectiv motivații din adresa 44391-2020, care vine să confirme legalitatea documentației tehnice aprente fundului pentru pe strada Lutății numărul 5, cât și a faptului că imobilele nu se vor construi între case. În ceea ce privește oportunitatea construirii acestor imobile de locuințe colective, colectiv de înălțime P plus 2E față de P plus 2E plus M din regulamentul local de urbanism de public existent, considerăm că adoptarea cruzului este și în avantajul municipalității și a locuitorilor săi prin taxe și imposte locuri de muncă locuințe pentru tine. Doresc de asemenea să vă aduc la cunoștință că am înaintat plângere penală la parchetul de judecător de Cotărea Gherla cu numărul împotriva domnului Radu Codorean pentru fals în schițiu și în sedătură privată.
pentru articole neadevărate în mass media se sesizează și adresa trimisă în mod repetat către Consiliul Local Ghera Cluj, chiar dacă de aici a primit o răspundere și carte mare de state, cu scopul de a influența votul Consiliului Local în municipiul Gherva, o deschidere la Tribunalul Gherva, un proces civil. Pentru că ați făcut mențiune la răspunsul pe care Consiliul Județean l-a comunicat domnului Codorean, o să citesc și pe acesta integral. Eu cred că după aceea nu putem încheia discuțiile pe acest subiect. Urmarea plângerii pe care am înregistrat de la Consiliul Județean Cluj, numărul prin care solicitați revocarea avizului favorabil numărul 191 din 2019, vă comunicăm următoarea. Potrivit articolul 2 alineatul 2 litera din legea contenținului administrativ 554/2004, cu modificări și completările ulterioare, persoană vătămată înseamnă orice persoană titulară unui drept ori a unui interes legitim vătămată de o autoritate publică prin act administrativ sau prin nesoluționarea în termen legal a unei cereri. În sensul prezentei legi sunt asignate persoanei vătămate și grupuri de persoane fizice, fără personalitate juridică, titulară unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum și organismele sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat a unui interes legitim public, fie a drepturilor și intereselor legitime a unor persoane fizice determinate. Având în vedere faptul că proprietatea de cea determinată situată în, e blurat, e probabil o dată cu caracter personal, se află situată pe latura opusă a străzii față de imobilul în discuție, respectiv la numărul 5, precum și față de întreaga zonă reglementată prin FUS, între cele două imobile nu există hotar comun, neînfiind astfel întâlnită condiția pentru a avea calitate de vecin direct afectat. De asemenea, menționăm că FUS-ul nu propune blocuri între case, așa cum greșit se susține plângerea prealabilă, datorită faptului că amplasamentul construcțiilor și clădirilor propuse se situează la extremitatea de nord a UTR, de locuințe unifamiliare existente, practic între acest UTR și UTR urmând sub zona industriei depozitare servicii, care se dezvoltă în continuare spre nord-est. Totodată, referitor la susținerea noastră, referitor la existența dezacordurilor tuturor vecinilor, vă informăm că există acordul notarial al vecinilor direct afectați, SC Etec Rem-Ro, SRL, SC Darcum, SRL, Macarie, Partenie și soția Maria, acestea fiind agresate la documentație. Suprafețele din afara parcelei identificate prin CF5301 Gherla, cuprinse în zona de studiu a FUS-ului, au fost reglementate prin menținerea prevederilor existente în cupul actual al municipiului Gherla, astfel încât acordul proprietarilor din zonă nu este necesar. Pentru întreaga zonă de studiu reglementată a FUS, s-au menținut zonele funcționale, regimul de înălțime și indicii urbanistici din regulamentul local de urbanism aferent CUP existent în vigoare. UTR-urile E CCR. Singura modificare avizată față de prevederea acesteia constând în regimul de construire respectiv locuințe colective în locul locuințelor individuale și doar pentru parcela identificată cu numărul 5301 Gherla din CF, pentru care a fost delimitat UTR. Construcțiile propuse s-au reglementat cu regim de înălțime maxim de B+2E față de B+2EM din regulamentul local de urbanism al punctului existent, asigurându-se astfel spațiul necesar pentru realizarea de garaj la demisol în interiorul clădirii. Avizele nefavorabile emise anterior actului atacat, respectiv 90 din 2019 și 155 din 2019, impunea unele condiții urbanistice pe baza documentației PUS avizată favorabil le îndeplinește. De asemenea, informarea și consultarea publicului se desfășoară în baza prevederilor ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului numărul 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cu modificări și completări ulterioare, aceste obligații fiind stabilite exclusiv în sarcina primăriei municipiului Gherla privind aprobarea documentației PUS prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla. Având în vedere aceste considerente, apreciem că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru soluționarea favorabilă a plângerii prealabile formate de noastră. Ăsta e răspunsul comunicat domnului Codorean, cred că poate confirma de către Consiliul Județean. Cred că putem mult. Da, putem să mergem departe, mulțumesc. La punctul 9, el arătă și proiectul hotărâre privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul public aprobate de specialitatea primarului și de funcțiilor publice de interes local dintr-o ordine a Consiliului Local al Municipiului Gherla. Domnul Costa, vă rog. Mulțumesc.
Iau cuvântul știind și amintindu-mi că din 2007, începând când a apărut noua lege a 2017, scuze, noua lege a salarizării, de multe ori am discutat despre salariile din primăria municipiului Gherla. Îmi amintesc foarte clar că și în ședința de comisii și în ședința publică am pus întrebarea care este garanția că mărind salariile sau ajutând prin votul nostru ca să se formeze în loc de birouri servicii, în loc de servicii direcții, eficiența primăriei va fi aia. Eu personal nu am văzut o eficientizare a primăriei și pur și simplu nu consider că, că acele salarii care astăzi sunt în primărie, cu tot respectul față de colegii funcționari publici, cei cu contracte personale, nu cred că este justificat. Știu că la acest punct se va scădea coeficienții, dar de fapt salariile vor rămâne aceleași și nici măcar nu s-a ajuns la ce ni s-a promis de mai multe ori în cadrul Consiliului Local, ca atunci când descreștem coeficienții pe celor care au salarii mari, diferența să fie redistribuită pentru cei care au salarii mici în primărie. Eu asta aș fi dorit să văd aici. Din păcate nu este așa. Vă mulțumesc. Deci dacă poate cineva să răspundă, dacă nu, acum 11, referea și proiect de hotărâre privind desemnarea de consiliere locale în calitate de membru ale Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului de Educație al Municipiului Gherla, domnul Rotar Mihai, personalul 2020. Poftim, domnul Bazon. Mulțumesc. În sfârșit, un lucru încurător. Dat fiind faptul că Consiliul Local este cel mai înalt for de decizie, eu consider că asemenea proiecte ar fi trebuit să fie pe masa Consiliului Local de mult timp. Ca să vedem, apropo de ce am spus adineauri, cât de eficientă este UAT-ul Gherla. Dar totuși am o întrebare, chiar două. De ce secretarul general, pe care îl știm de 4 ani și a lucrat tot la tot cu noi, și de ce acum s-a ajuns? Care este cazul, care este motivul care a pornit acest lucru? Iar dacă vrem să fim echidistanți, consider că astăzi, la acest proiect de hotărâre, trebuie adus un amendament. Lângă domnul secretar, tot atât de important este să fie trecuți directorii primăriei, șefii de servicii, partea juridică, chiar și cei aleși, adică viceprimarul și primarul, indiferent cum s-ar numi ei. Nu contează. Deci dacă vrem să facem o evaluare, atunci să o facem pentru toți. Și aș dori să îmi răspundeți de ce, domnul secretar. Sunt tare curios. Pot să mă răspundă, domnul secretar. Bine. Mulțumesc. Vă rog, domnilor. Ce am o să vă răspundă. Acum, sigur, pe legalitate să vă explic. Secretarul nu e exclus de la evaluarea performanțelor profesionale. Dispoziții legale cu privire la evaluarea secretarului sunt de mulți ani în vigoare, deci nu doar acum. Într-adevăr, e prima dată când secretarul UAT-ului ar urma să fie evaluat. Oricum, munca secretarului e la vedere, că cred că toți consilierii locale au avut timp, unii trei mandate, alții două, sau un mandat, să ia contact direct cu munca secretarului, a mea și a secretarului înainte. Deci, acum e o întrebare foarte bună la care nu o să vă pot răspunde, pentru că ar trebui să vă spun motivele care cred și aș prefera să le țin pentru mine. Într-adevăr, e ciudat de ce acum. Nu știu de ce face acum, așa cum. Nu știu ce schimbare, ce o legătură de mine. Dar nu... Cei doi consilieri locali împreună cu primarul, deci fac o comisie,
care vor stabili obiectivele pe care le va comunica secretarului, la care se vor raporta când vor face evaluarea abia în cursul anului viitor, deci la începutul lunii ianuarie 2021. Astfel că eficiența acestei comisii e limitată doar la stabilirea obiectivelor, pentru că după alegeri poate că se modifică componența acestei comisii. În legătură cu evaluările colegilor, a directorilor, a șefilor de servicii, a rolului juridic și la cine ați mai menționat, colegii mei au în structura ierarhică a primăriei, au șefi ierarhici care, potrivit legii, au competența de, de a evalua, de a întocmi fișa postului. În ceea ce secretarul general este a treia funcție după primar și viceprimar, astfel că nu există un șef ierarhic înainte de primar. Legea acum s-a modificat în sensul că e nevoie de o comisie pentru evaluarea secretarului și nu doar de o singură persoană. Aici, mie nu mi se pare firesc ca persoana care este în cauză să dea răspuns tot el. Eu aștept răspuns de la acele persoane de conducere care au făcut referatul, care au adus hârtiile în fața consilierilor. Nu mi se pare just ca să fie pus să răspundă acea persoană care, de fapt, este și în mijlocul întrebării. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nici acum n-am primit un răspuns pentru întrebarea mea de legalitate referitor la bazin și aștept acea persoană în cauză care, din punct de vedere juridic, ne poate da un răspuns. Și referitor la comisie, eu vă sugerez să găsiți printre dumneavoastră oameni care au terminat dreptul ca să poată să fie echitabil în a lua decizii. Vă mulțumesc! Doamna, de care vreau să răspundeți după care... Evaluarea performanței profesionale a secretarului general de performanța 57 se făcea de primar la propunerea Consiliului Local. Dacă Consiliul Local din care ați făcut parte nu a propus evaluarea secretarului, gândiți-vă de ce. Nu a făcut Consiliul Local. Deci evaluarea până anul acesta se făcea de primar la propunerea Consiliului Local. Din anul acesta, evaluarea se face de către o comisie din care face parte primarul și doi consilieri. De-abia stabilim obiectivele după care va fi evaluat la anul secretarul, pentru că el trebuie să cunoască obiectivele după care va fi evaluat. Referitor la evaluarea directorilor și celorlalte funcții publice și contractuale, ele sunt prevăzute de legea 188-99, încă pentru anul 2019, evaluarea se face după această lege și este făcută. Nu cred că trebuie să vă aduc la cunoștința dumneavoastră acest lucru, rezultatul evaluării, dar vă asigur că sunt făcute. Okay. Mulțumesc! Din acest moment, intrăm pe dezbaterea proiectelor. Orice invitat poate să rămână să participe, să asiste, nu mai are niciun invitat dreptul să intervină peste Consiliul Local în acest moment. Decât la diverse, cine se va mai înscrie. Mulțumesc, domnul Pagaștic, pentru punctul 1. Articolul 1. Se aprobă cuantumul unei curse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat astăzi. 50 de lei pe lună bursa de ajutor social, 70 de lei pe lună bursa de merit și de studiu, 500 de lei pe performanță, bursa de performanță. 2. Criteriile specifice și perioada de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în Consiliul de Administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și la fel cu integralitatea efectuării de către ele activităților școlare. Articolul 3, conducerea de plină prezente, se prezințează ca partener de buget, contabilitate și instituțiile de învățământ. Mulțumesc! Avizele consultative. Comisia de învățământ. Comisia economică. Aviz favorabil. Întrebări discuții dacă există pe această temă. Dar nu spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc din unanimitate. Punctul 2, dau cuvântul domnului Fărgaș Nicușor. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local cumulat al municipiului Gherla la 31.12.2019.
arată că rapoartele de venit le înregistrează în casări, în sumă de 49.928.384,56 lei, iar rapoartele de cheltuieli înregistrează plăți în sumă de 55.718.459,81 lei, cu un deficit în sumă de 5.790.075,25 lei, la care se adaugă excedentul anului 2018 de 13.786.456 lei, rezultând un excedent total de 12.190.373 lei, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre. Articolul 2 se aprobă situațiile financiare la cheltuielilor la 31.12.2019 și anexele corespunzătoare, care reflectă contul de execuție a bugetului local și a activităților autofinanțate la 31.12.2019. Articolul 3, biroul buget contabilitate dedicat de primărie, va lua măsuri de reducere la primărie a prezentului. Mulțumesc. Avizul consultativ Comisia Economică. Întrebări, discuții dacă există. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Abțineri, împotriviri, unanimitate, mulțumesc. Punctul 3, dau cuvântul domnului Tăpărniu Ușor. Articolul 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30 de milioane de lei cu maturitate de 10 ani și perioada de grație 2 ani. Articolul 2. Contractarea liniei de credit prevăzută la articolul 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Din bugetul local al municipiului Cheia se asigură integral A. Serviciul anual al datoriei publice locale, B. Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local, C. Alte cheltuieli eligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1. Articolul 4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Gheorghe următoarele date. A. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice alte modificări și sau completări ale acesteia. B. Valoarea liniei de credit contractate în valuta de contract. C. Gradul de îndatorare a municipiului Gheorghe. D. Durata serviciului datoriei publice locale cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile. E. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente liniei de credit. F. Plățile efectuate de fiecare finanțare rambursabilă. Aliniatul 2. Datele prevăzute la aliniatul 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. Articolul 5. Conducerea de vederea prezentelor de lise sărcinează primarul municipiului Gheorghe prin Direcția Economică de Finanță, cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorghe. Articolul 6. Prezenta autorizare se comunică prin intermediul secretarului municipiului Gheorghe. În termenul prevăzut de lege, primarul municipiului Gheorghe și prefectul județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin publicarea mass media locală, precum și pe pagina de internet, www.gheorghe.ro. Cred că ar fi fost cel puțin corect din partea executivului să vină cu această idee înainte de votarea bugetului. Asta e un prim punct de vedere. Cel de-al doilea prim punct de vedere, cred că acest împrumut nu sugerează altceva decât eșecul administrației din ultimii 4 ani, din punctul nostru de vedere. Și atunci, grupul politic al PSD trebuie să-și asume în continuare acest împrumut până la capăt. Grupul PNL se va abține. Dacă doriți să răspundeți, domnul Pătraș, vă rog. A lua un credit nu cred că este un eșec. Astăzi este un lucru normal și benefic dezvoltării localității noastre. Deci, un împrumut este o sursă de finanțare. Nu poți să realizezi nimic în oraș sau și noi acasă personal, fără finanțare.
Finanțările sunt, într-adevăr, surse de finanțare sunt multe. Dar astăzi, pentru investițiile care sunt arătate în această anexă la această OTP, finanțarea care a fost abordată pentru această, a fost anulată de un guvern nou investit. Nu fac politică. Asta este realitatea. Atunci trebuie căutate surse alternative. Pe aceste obiective nu putem merge decât pe finanțările, pe finanțările europene, nu mai putem merge cu aceste obiective. Iar finanțările de la stat nu mai sunt. Programul PNDL a fost închis, blocat. Se va redeschide. Păi nu știu când. Noi stăm să așteptăm. Deci, iar această hotărâre nu înseamnă că accesăm împrumut. O mai repet. Nu înseamnă că accesăm împrumut. Această hotărâre îi dă dreptul de a negocia termenii unui împrumut, care va fi adresat de Comisia Națională. Nu trebuie să dezbate. Asta e cu domnul Oțe. Vedere, am înțeles. Eu cred că nu este o mândrie a primăriei sau a consiliului local să vină să spună că am rămas cu un excedent de nu știu câte sute de miliarde. Asta arată incapacitatea de a cheltui bani. Da, dar nu am avut contul de execuție, execuție nu excedent. Nu. Contul de execuție s-a terminat cu un deficit, dacă am observat, de 5 milioane de lei. Da, excedentul rămâne din anii trecuți. De 4 ani. Care a venit excedent. Contul anual s-a terminat cu un deficit. Dacă mai există intervenții în acest subiect. Hai, vă rog, domnul primar. Nu cred că domnul primar, un grup trebuie să-și asume chestia asta, pentru că nu a fost o propunere a unui grup. Dacă vrem iară să facem politică în Consiliul Local, nu ne interesează ceea ce se întâmplă în oraș, faceți în continuare politică. Cei care au făcut și toată lumea a trebuit să se lămurească cine ce face. Nu și-a asumat grupul PSD pentru că nu l-a propus grupul PSD. Dar aceea există o primărie, direcție economică, încât să vină cu propunere. Și pe sport era ideea dacă vreți, sau vreți cu toții, ca acele proiecte să se să fie elaborate și terminate în 2-3 ani sau în 20 de ani. Ori, dumneavoastră, vreți în 20 de ani. Vreau să spun că sarcina mea, în funcția pe care o țin astăzi în primărie, este de a asigura finanțare pentru obiectivele care le avem. Nu s-a solicitat împrumut, pentru că am fost în situații în care, din motive obiective, de legislative, sau nu aveam investiții în derulare. Astăzi avem de contracte care trebuie duse la bun sfârșit. Iar sursele de finanțare care au fost, în anii trecuți am avut excedente pe care le-am cheltuit, aproape în integralitate. Salarii. Nu pe salarii, că pe investiții. Pe deci dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, în fiecare an s-a votat utilizarea excedentelor doar pentru investiții. Deci niciun leu din excedent nu s-a cheltuit pe funcționar. Bun, mulțumesc. Bun, doamna Rudar, mă rog. Și am înțeles că acum îți solicităm doar niște oferte. Suntem de acord să votăm. Nu se poate întreba. Am mai spus o dată. Această hotărâre este preliminară pentru a putea începe negocieri cu băncile pentru a alege o ofertă. Nici după ce am negociat cu băncile nu este definitiv. Va urma o nouă hotărâre care va aproba contractul după ce obținem avizul de la Comisia de acordare a împrumuturilor locale. Comisie guvernamentală. Adică nici după ce chem contractul cu banca nu este sigur că va fi luată. Iar aceasta este o procedură de durată. Probabil hotărârea privind aprobarea contractării împrumutului în termenii împrumutului
sume, costuri, durată, va fi luată de viitorul Consiliului. Dar ce am vrut să mă întrebești, chiar dacă Consiliul următor va semna contractul, am înțeles din câte mi s-a explicat că acest împrumut, în momentul, deci chiar dacă primim împrumutul, nu se vor atinge de acei bani doar în momentul în care va fi nevoie și dobânda va curge doar de la acel moment. E corect sau nu? Bineînțeles, tragerile din acest împrumut vor avea loc numai pentru plata cheltuielor din aceste obiective de investiții. Deci când va fi necesar. Deci un fel și nu va fi un împrumut pentru funcționare sau pentru plată. Exact, deci va fi o linie de credit pentru aceste obiective de investiții. Acceptă donația suprafeței de teren de 129 metri pătrați cu număr cadastral 55747, situat în municipiul Gheri, la strada Apei Fără, număr județul Cluj. Articol 2. Se împuternicește primarul municipiului Gheri la NSLA Ioan cu semnarea actului de donație la notarul public. Articol 3. Se aprobă plata tuturor costurilor aferente operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina primăriei municipiului Gheri. Și articol 4. Cu ducerea în deplinirea prezente hotărâri se credințează autoritatea executivă. Mulțumesc. Acțiunile consultative, Comisia de Urbanism. Mulțumesc. Întrebări, discuții, dacă există poftiri, domnul... Da. Domnul Fiș, terenul despre care se face referire, 100 de ordine de metri pătrați, în ce stare fizică e astăzi? La firul ierbii, bavar, nu? Este terenul agricol. Și scopul care ar fi de a se face un drum de acces? Scopul final este de a duce la bun sfârșit un pus. Terenul se află în spatele fostei fabrici de sticlă. În 2007 s-a aprobat un plan urbanistic zonal și acel pus trebuie terminat în sensul drumurilor, căilor de acces. E, această suprafață de 129 de metri pătrați este exact o suprafață care va face parte din drumurile publice. Suprafețele de lângă drumuri publice sau acesta este drum public, ceea ce ne donează omul, ceea ce rămâne, rămâne în proprietatea lui. Și mi-ar fi mai ok ca să fac pe drum și după aceea să mi-l doneze, întreb. Condițiile acelea ideea este că ei nu o să poată să facă singur drum, pentru că drumurile însumate în pusul respectiv sunt de ordinul a miilor de metri pătrați. Mai precis sunt 8700 de metri pătrați. Sunt mai mulți proprietari care sunt afectați de diferite suprafețe din propriul lor teren pentru drumuri de utilitate publică. Astăzi este, dacă nu mă înșel, al 15-lea proprietar care vine și ne oferă suprafața care trebuie să ne-o dea conform pujului. Încă sunt câțiva care sunt reticenți. Nu doresc. Pentru care noi vom face investiția doar atunci când întreg lanțul de drum care e prevăzut în puz va fi în proprietatea publică. Astăzi nu pot să amenajez o bucățică de 129 de metri pătrați, dincolo mai am încă 100. Privat în clipa de față. E greu să cred că găsim investitor privat. E greu și de durată. Vedeți că au trecut 12 ani, încă din suprafața totală nu avem decât de 20%. Vine nu din dorința noastră de a nu primi terenul, ci din dorința lor. Deci acceptă foarte greu ideea de a renunța la suprafețe de teren. Așa, gratis, sincer. Adică costurile sunt numai cele onorare notarial care îl plătim noi la actul de parcelare și transferul care ne-l face. În rest, mă rog, nu are de teren. Domnul Oprea, vreau să oferă un răspuns. Da, acolo, domnul Oprea. Vreau să fie un completare, atât de bine, este atât de corect, dar
Salut de vedere că domnul consilier a ridicat mijla la fileu. Atunci vreau să vă spun că aceste documentații de urbanism, PUS, o am discutat și anterior și discutăm și acum și o să discutăm și pe viitor. Deocamdată legislația permite orice modificare astăzi dintr-o zonă care este prevăzută în PUC să se modifice cu o documentație de urbanism care se numește PUC. Într-adevăr, deci, acolo la articolul 32, alineatul 1, vorbește despre că se poate, în mod justificat, să se respingă acea cerere. Dar mai vine alineatul 2 și 3, care spune, se poate face în baza unui aviz de oportunitate aprobat de cei în drept, se întocmește o documentație de urbanism care se numește PUS și se supune conform legii spre dezbatere și aprobare Consiliul Local, care conform legii spune că răspunde direct de dezvoltarea urbanistică a orașului, a municipiului. Aici, referitor la acest PUS, este un PUS finanțat din bugetul local la data respectivă, încă se permitea să se mai finanțeze din bugetul local PUS-uri inițiate de către persoane proprietate private. Sigur că tot prin bunăvoința autorităților locale, și aici mă refer și la autoritatea executivă și la autoritatea deliberativă, Consiliul Local, s-au dat acele autorizații și avem mai multe zone din astea. Deci, strada Apei în spate la fabrica de sticlă, strada Emil III, care știți că și-a golezit o documentație. Mai avem alte zone, strada Tineretului, cu puzuri la care s-au dat autorizații înainte de a fi edificate căile de acces și utilitățile. Deci, ca să vorbim direct, deci, următoarele documentații de urbanism care vor fi supuse de aprobare, vor fi supuse în momentul în care acele căi de acces și utilități vor fi create. Deci, până atunci, nu va mai fi supusă nicio altă documentație de urmă. Bun, mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cine? Două abțineri. Mulțumesc. Punctul 5, domnul Vasile. Se aprobă deschiderea unui acces auto din strada Trandafirilor la imobilul situat în municipiul Ghela, strada Trandafirilor, numărul 17, proprietatea numiților Mihașca, Mihai George și soția Claudia. Articolul 2, cu ducerea de plinirea prezentului hotărâri, se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și numiții Mihașca, Mihai și soția Claudia, domiciliază municipiul Cluzna Poca, strada Corjoga, numărul 2. Mulțumesc. Ați tu consultat comisia de urbanism? Aveți și aurare. Mulțumesc. Întrebați-vă dacă există pe această temă. Dacă nu, spun la vă cine este pentru. Domnul Mureșan, mulțumesc. Împotriva, ține. Mulțumesc. Punctul 6, domnul Rotar Mihai. Dacă corupția locuiește de o proposă oprată în membru în comisia pentru validarea mandatelor consilierilor local, ca urmare a remisiei aceștia din partea de consiliul local, cu doamna Rotar Izabela Cristina din partea OGMR. Articolul 2, comisia de validare pentru întreaga durata mandatului său va exercita și atribuții cu la numărarea votului atunci când situația lor a întâlnit. Prezenta hotărârii a fost comunicată prefectul județului Cluj și primarul municipiului Ghela. Mulțumesc. Articolul comisiei juridice. Mulțumesc. Întrebări, discuții dacă există. Dacă nu supun la vorbire, împotriva, abțineri. Da, o abținere, doamna Rotari. Mulțumesc. Punctul 7, domnul Rotari, vă rog. Se aprobă planul de urbanism zonal și regulamentul local de urbanism. Articolul 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții pe bază de protocol a terenului situat în municipiul Ghela, strada Parcului numărul 35 a județului Cluj, aflat în proprietatea municipiului Ghela, suprafață de 6.675 metri pătrați, identificat potrivit cărții funciare numărul 50.834 cu același număr cadastral,
liber de orice sarcini în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiții proiect TIP Bazin de Enod Didactic din municipiul Ghe la strada 4, număr 35A. Amplasamentul este viabilizat conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementelor în vigoare. Articolul 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local a cheltuielilor pentru acordurile la utilități. Consiliul Local al Municipiului Ghela se obligă să asigure în condițiile mai sus precizate suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Consiliul Local al Municipiului Ghela se obligă ca după predarea amplasamentului și obiectivului realizat să menține destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. Articolul 6. Se puternicește primarul municipiului Ghela, domnul Serean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare primire, ce decurge din această hotărâre. Articolul 7. Prezentă autorizare comunică se aduce la cunoștință publică prin secretarul general, primarul municipiului Ghela, direcțiilor publice din cadrul primăriei municipiului Ghela, instituție prefectului și companiei naționale de investiții. Mulțumesc! Aveți consultativ comisie de urbanism? Aveți favorabil. Mulțumesc. Întrebați discuții dacă există niște temă. Dacă nu, spun la vot. Poftiți, domnule Reșan. Deci, înainte de a trece la vot, îmi vreau să explic votul nostru care l-a urmat, având în vedere că au fost întâmplat dezbatere pe subiectul ăsta și astăzi din nou. Și colegii noștri și netele, o să votăm, o să ne abținem. Explicația este următoarea. Nu considerăm că acest subiect nas două tabere în comunitatea noastră, adică cei pentru NOP și cei împotriva celor pentru fotbal sau invers, cei pentru fotbal și împotriva celor care iubesc sau vor să practice NOP. Noi credem că și una și alta au loc în oraș, nu o să fim niciodată de acord să construim un bazin eliminând un teren de sport, apoi să construim o sală eliminând un bazin și așa mai departe. Credem că sunt soluții. Știm cum a fost aleasă această locație, sau pe fondul unei solicitări de urgență, sau la momentul respectiv, municipalitatea avea puține locații sau face era unica, astăzi am identificat și alte locații. Și atunci, considerăm că în municipiul Ghela poate să fie și un bazin de nord pe acest model didactic și terenurile de sport existente astăzi, și să poată să facă locuitorii orașului ce sport doresc și în condițiile cele mai bune. Deci ne vom ocupa în viitor să reluăm această investiție, propunerea către Compania Națională de Investiții, împreună cu executivul și tot aparatul care are sarcini pe direcția asta. Și sperăm să obținem aprobare, să construim și bazinul, să modernizăm și sport. Deci ne vom abține în ideea că ne dorim și bazin de sport și terenul de sport. Mulțumesc, domnul. Deci, eu cred că ar trebui să ascultăm pe toți cetățenii și să înțelegem că nimeni nu vrea ca să desfințeze baza sportivă. Din contră, baza sportivă, că a ridicat cineva aici problema, că ce se va face cu suprafața care rămâne în continuare. Suprafața care se ia pentru acest bazin este o suprafață destul de mică din terenul respectiv. Pentru că parcarea existentă poate intra în suprafața respectivă. Și atunci să mai ia de la gard încă 10 sau 15 metri de teren, sau 20 de metri, pe cei 2700 de metri pe caspată. Și eu consider că această oportunitate, nu știu dacă o vom merge. Și ar fi bine ca să le împărțim și să le facem pe amândouă. Poate rămâne de la marginea bazinului continuare, un teren de fotbal pe care să pot juca copiii fără nicio problemă. Da. Mai mult de atât, cineva a venit cu o propunere concretă să lărgim puțin această suprafață, rămâne să fie aproape aceeași suprafață care există acum pe terenul de fotbal. Oricum, acel teren, eu am jucat fotbal. Trebuie ca să fie făcut aproape din nou pentru a fi un teren bun. Și ce nu se poate face? Vă rog. Ok. O singură intervenție. Domnul, da, poți și eu că mai am și o intervenție. Poftiți, doamna Rută. De ce nu putem oferi o garanție că se va face acel teren? Am discutat de mai multe ori despre acest. Și ca să oferim o garanție că într-adevăr se va face acel teren, ca să fie ambele părți.
nu doar vorbe, că există un teren unde va se va face ceva. Pot, cred că da. Dau cuvântul doctorul și la cuvântul. Și eu mi-am același cumva punct de vedere vis-a-vis de acest, aceste dezbatere bazin versus teren de fotbal în contextul în care toată lumea avea ambele proiecte se combine. Eu personal vreau doar să fac o precizare astăzi, cred că și eu mă voi abține de la acest vot. Nu știu, dar ca îmi dă de văd cei din decizii de copii care joacă fotbal să facă cu adevărat performanță. Mi-ar fi plăcut ca cei 250 de copii care joacă fotbal să îi vedem într-o ligă, nu știu, superioară. Mi-ar fi plăcut ca, într-adevăr, nu doar fotbalul să existe ca și sport, și mi-ar fi plăcut să înțelegeți cu toții că singura formă prin care putem să facem ceva concret este să împărțim și să împăcăm toate părțile. Dar pentru că nu se poate ajunge aici cu consens, o să, probabil o să ajungem în situația în care nici performanță fotbalistică, nici performanță de not nu o să fie și nu o să existe în Ghirla, pentru că cred că nici nu știu cum să spun, disputele sunt de multe ori inutile, cred că argumentele sunt foarte multe și sunt foarte puține pro sau contra unei tabere. Și mi-ar fi plăcut, cu adevărat, ca toți cei de la această masă și cei din oraș să fie cu adevărat uniți pentru o cauză și pentru niște fonduri, să le aducem în oraș, nu să le pierdem. Se comite că le vom pierde. Bazul vom pierde și performanța nu o să facem niciodată nici în fotbal. Îmi pare foarte rău, absolut nu m-am făcut. Vă rog, domnul Tărâng. Mulțumesc pentru cuvânt. Deci, sunt profesor și mă așez exact de celor spuse de colegii mei care au luat cuvântul înaintea mea. Deci noi, mă rog să mă scuzați, dar poate știi mai bine de ce trebuie de la copii. Exact. Da. Deci, cine are copii știe mai bine, părinții știu mai bine. Două cuvânt didactice și un profesor de sport, cred că ar fi fost de ajuns ca să-și exprime voianțele. Nu v-am întrebat, dacă m-am lăsat și pe mine. Deci, cum a spus și colega mea, foarte mulți părinți din Ghirla cheltuiesc bani destul de serioși ca să ducă copiii la Dej. Caz fericit, salvuți, își duc la Cluj. Pentru ca copiii să învețe, să moate, fiindcă, cu paranteză, deci, mie îmi place fotbalul, dar dacă un copil nu știe să joace fotbal, nu pățește nimic. Dacă nu știe să-l noate, s-ar putea să-l poate viața. Nu știu ce ați vrut să ziceți. Aparatele specialitate și... Da, două secunde, domnul Bărbos. Două secunde, da. Vreau să mai fac o completare. Da, într-adevăr, părinții știu exact ce sunt mai bine pentru copiii. Dar cred că și noi dascării, pentru că stăm în fiecare zi cu copiii dumneavoastră, le vedem și abilitățile și lipsa de abilități. Și cu siguranță, în locul le-ar dezvolta de 1000 de ori mai multe abilități decât orice altă formă de mișcare, cel puțin la fete. Pe fetele sunt mai puțin vocalice decât băieți. Și era nu știu. Și pentru că nu mă vezi, se discuta la un moment dat, deci acum văd că se ocolește partea de legalitate, distartă hotărârea, n-are cum să fie legală, pentru că nu s-au parcurs pașii așa cum ar fi trebuit.
Adică Consiliul Local să hotărască locația și ulterior să trimită documentația. Legat de performanță, o să îi amintesc domnului Balin și unora dintre colegii care au fost aici, că a fost o echipă care a fost campion național atunci când a fost aproape și administrația locală de ei și profesorilor, atât de la Ana cât și de la Petru, o să le spun că au copii acolo care joacă la CFR Cluj, care joacă la U Cluj, la nivelul de copii, este copil care este la viitorul Constanța, promovat de la turneele de la Cluj. Există 200, deci noi nu facem performanță neapărat, era vorba de sport, nici la nod, o să se facă performanță într-un bazin de 20 de metri. O să facă în sport. Sportul ăsta e la fel ca și fotbalul. Înainte, când s-a căutat o soluție, trebuia să caute o soluție viabilă. Scrie aici foarte clar în hotărâre, fără sarcini, acel teren are sarcini astăzi. Și sarcinele le găsiți în hotărârea 69, ce ține de sport, tineret și sport. Mulțumesc! Bun. Dacă mai există cineva care să intervină, dacă nu spuneam cine este pentru. Pentru proiectul de hotărâre, pentru poate. Șase voturi pentru. Abțineri. Cine vă s-a spus? Împotriva. Mulțumesc. Punctul 8. Chiar că bun. Deci chiar la soarea bazin în această existență. Face Angela Rusu frută de alt bazin olimpic. Putem merge acolo. Domnilor, vă rog. Articolul 1 se aprobă planul de urbanism zonal și regulamentul local de urbanism aferent pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime de viitor plus parter cu 2 etaje, prăjbuire și amenajare exterioare în municipiul Gherla, strada județii numărul 5, conform proiectului solid de către societatea Șulei Proiect din Gherla, coordonatorul lor arhitect Sorin Mircea Coșoveanu, beneficiar Muntean Vasile și Maria, domiciliați în municipiul Cluj-Napoca, strada Septimiu Albini, numărul 133. Articolul 2. Durata de valabilitate a documentației de urbanism Cluj este de 5 ani de la data aprobării. Articolul 3. Ducerea în deplinire a acestei hotărâri exercitează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Mulțumesc. Avem consultative Comisia de Urbanism. Discutăm în termen. Mai mult că discuțiile au fost o dată. Comisia economică. Comisia de Urbanism. Cultură. Bravo.
Pare că și aceia de la limita salariului minim pe economie au fost duși în jos. Atunci, ce scuze, a fost... Ce scuze, a fost sunat de către aceștia. În principiu, cam 80% au rămas, coeficienții tot au scăzut, astfel încât salarii au rămas la nivelul din 2017-2018. Coeficienții au scăzut la funcțiile de conducere și la gradele profesionale superioare. La gradele profesionale inferioare au rămas aceleași și astfel salariile prin creșterea salariului minim economic au crescut. Deci la nimeni nu a scăzut salariul. Dacă mai există întrebări sau discuții pe această temă, dacă nu supun la mă, cine este pentru? Așa. Împotrivă, abține tot îmbăcăcea aici în votat, a mutat din capul locului. Mulțumesc. Punctul 10, doamna Necula. Articolul 1. Consiliul local propune articolul 1. Aprobarea regulamentului de organizare și instituționare al aparatului de specialitate al primarului de instituție din cazul serviciilor publice de interes local, instituit din Consiliul local al conform anexului. Articolul 2. Producerea la îndeplinirea prevederilor prezentului hotărâri se interdicează primarul municipiului Gherla prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia și serviciile publice de interes local ale Consiliului Local al municipiului Gherla. Articolul 3. Pe data adoptării prezentului hotărâri își încetează valabilitatea pe hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla, numărul 4 pe 2015. Mulțumesc! Avizul recomandă și pe Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc! Întrebări, discuții dacă există. Mulțumesc! Dacă nu spune oricine este pentru. Abținere împotrivă. Dacă nu mă vorbeșam să gândă 11 avea. Mulțumesc! A trecut. Punctul 11, doamna Necula. Propune. Articolul 1. Se constituie Comisia de Evaluare, calitate de membre Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Municipiului Gherla, domnul Rotar Mihai, pentru anul 2020, în următoarea componentă. 1. Mesărea Ioan, primar. 2. 3. Vă rog să faceți propuneri și să votați. Articolul 2. Secretarul General al Municipiului Gherla va comunica hotărârea instituțiilor și autorităților de interes
va asigura continuarea pe site-a autorității publice locale. Mulțumesc! Avizele consultative, comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc! Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi consilieri. Vă rog! Fiind o activitate specifică, aș vrea să întreb consilierii care dintre noi avem, aveți, eu nu am, studii de specialitate juridică sau oareși experiență în lume. Dar nu sunt obligatorii. Dumneavoastră veți, mai e cineva dintre noi consilier care are studii de specialitate sau mi se pare că aceste comisii, cei doi consilieri, care mă arăt la un secretar care are o tătă și o complexitate în domeniu mare. Nu știu ce măsură suntem noi capabili cu studii tehnice sau cu orice altfel să vă putem în doamna. Ok, nu e aici, nu ne-au răspuns. M-aș vrea să fac o propunere, dar doamna Caru... Avem și eu care încredere sau obiectivitate în ce facem și ce va urma să facă acea comisie. Cred că încrederea există în momentul în care suntem aici. Dacă nu se trece, nu știu. Corect, poftiți, doctor. Eu propun că doamna Rotar s-a primat chestiunea. Bun. De fapt, doamna Rotar s-a primat chestiunea. Și o propunere. Bun. Pe domnul Roman Mihai. Roman. Mihai. Dacă există propunere, vă rog, domnul Boga. Domnul Adi. Adi Mureșan. Așa? Domnul Mureșan, pe cine pune? Pe doamna Iulia, da. Iulia? Bun, dacă mai există alte propuneri. Avem patru propuneri, da? Deci, o să luăm o scurtă pauză să... Cu numărul numărării buletinilor de vot au rezultat următoarele. Notar Izabela Cristina, 10 voturi pentru, domnul Mihai, 3 voturi, Mureșan Adrian Lucian, 3 voturi, Tric Iulia, 14 voturi. Un vot nu. Acesta a venit de o grea trecut, membrii comisiei, doamna Notar Izabela și doamna Mureșan. Mulțumesc, suntem la întrebări. Două secunde, vă rog. Ok, vă rog, două secunde, suntem la diverse, vreau să fim câte vorbe de cine dorește să ia cuvântul la diverse, vă rog, să ridice mâna și mergem așa, da, și de cei care sunt invitați, dar vă rog, mergem, mergem pe rândul frumos, pe rândul satului, să spunem așa. Dacă nu te consulești, prima dată are cineva de luat cuvântul, vă rog, doamna Ghețe. Pe scurt. Aș dori să reglementăm cu locurile acestea de parcare, cu abonamente sau fără abonamente, unde putem să parcăm în Gherla. Eu, de exemplu, am cabinet pe strada Aleea Stăruinței, n-am putut să parchez mașina, era o altă mașină parcată, m-am dus pe genul, m-am orientat, nu este plăcuță cu loc de parcare, cu număr de matriculare, am oprit mașina și când m-am ieșit de la cabinet, m-am trezit cu avertisment de la poliția locală. Deci eu am plătit parcarea, ocupată de altcineva, mă duc și parchez într-un loc unde nu scrie și nu există plăcuță cu număr de matriculare, ce mă fac? Mă trezesc cu hârtiuța avertisment, poliția locală. La ce oră s-a întâmplat? La ce oră s-a întâmplat? La ora 7. 19. Aici urmează domnul Farcaș și după domnul Ziorgiu, vă pot răspunde. Domnul Farcaș răspunde. Parcarea ocupată, de a solicita intervenția poliției locale. Să știți că am mai solicitat de vreo două, trei ori și nu vreau nici să fac rău la nimeni, dar dacă eu n-am făcut rău la altul, atunci am făcut și altul mie rău. Nu? A zis o? Dinte pe dinte, nu? Sau ce facem? Haideți să le reglementăm cumva sau să punem etichetele respective. Există loc plătit de mașina respectivă, atunci nu mai dreptul să te așezi pe locul ăla. Sau ce să facem? Unde să le facem? Unde să ne punem mașinile și Domnilor, pentru că deja este aici, că suntem pe la piață. Fiecare vorbește pe limba lui, vă rog. E târziu, suntem obosiți toți.
că eram pe la piață. Mă rog, domnul Băgaș. Dacă locul de parcare e ocupat de altcineva, sigur că cine ocupa locul nu respecta legea. Acum noi nu putem să... Legea există, trebuie pusă în aplicare, metodele cunoaște poliția, cum să pune în aplicare. Și bineînțeles, la sesizarea celui vătăman. Pe de altă parte, regulamentul parcărilor este pus în dezbatere publică și va nou regulament cu unele ajustări și modificări, în sensul că parcarea va fi pe 24 de ore, nu pe numai pe perioada 16-16. Vor putea fi închiriate și de persoane juridice și așa mai departe, dar situațiile care le sesizați nu le putem reglementa altfel. Ce putem să facem? Înțeles, dar de vreme dacă, de dacă cineva... în abonament, atunci cine ar trebui să facă plăcuța ce? Respectivă să... Oamenii care sunt cu mașina respectivă, nu mă ating de locul ăsta, că e plătit de persoana respectivă. Cel care nu are plătit un loc de parcare, trebuie să știe că nu are voie să parcheze pe un loc de parcare. Da, sunt care nu știu. Dacă nu, dacă nu știu, există poliție care le amintește. La sesizare. Mai bun. Dar trebuie reglementată o zonă cu aceste locuri să... parcări cu plată, adică să știu un pic că toate care sunt parcate și numerotate sunt parcări cu plată. Cele care nu sunt numerotate sunt parcări fără plată. Ce? A, și îmi las mașina la gară și mă duc cu asta vinței pe jos la cabinet. Nu se pune. Mă rog. 40% dintre persoanele care plătesc abonament acum, în care nu știu unde e locul 27, 29, 30, fiindcă marcajele s-au șters sau s-a făcut asfaltare. Deci alea trebuie făcute. Nu puteți să spune că marcajul ăsta este acolo. Ok, dar trebuie făcut și cel puțin pentru fiecare loc o parcare în care persoana care va veni în vizită la cineva, unde să facă? Nu poate să parcheze pe... Trebuie să lăsăm un loc, cel puțin, la câteva scări în care să fie pentru cei vizitați. Fără abonament. Care vin, fără abonament. La câte mașini există? Deci, acest lucru va duce la folosirea acelui loc de către unii care nu vor să plătească. Aici vreau să vă atrag un pic atenția răspunsul cu faptul că sunt numerotate. Nu mi se pare normal. Oriunde sunt orașe civilizat, sunt niște plăcuțe cu parcări cu abonament, numărul parcărilor. Dar sunt puse plăcuțe. Nu, numai atunci au făcut ei. Nu confundați plăcuța cu numărul de mașină. Nu. Plăcuța de plăcuță de lege cu parcare, cu taxă și orele care sunt. Da. Nu mai nu locuiesc în care nu am locul pe aici. Să știți că cetățenii... Doctor, vă rog. Cetățenii de acolo nu spun că nu sunt. Nu sunt. Acum... Trebuie să-și confecționează în schiere, ăștia ce închiriază aici. Nu, sunt plăcuțe în mine, care sunt plăcuțe. Cred că este o confuzie gravă. Despre ce vorbește domnul Pacaș, sunt plăcuțele cele albastre, pe care este parcare cu abonament din norme, cu tare și cu tare, nu plăcuța cu norma și cu tare. Exact. O plăcuță cele albă parcarea cu plată, domnul director de la ADP, am rugămintea să poate verifica. Da, pe noi am pus. Că îți spun. Nu știu dacă nu. Deci, din loc în loc, acum vă dați seama. Am înțeles. Pe da. Din loc în loc sunt plăcuți, parcare cu plată. Bine. Mulțumesc. Domnul Mare, cu plată, cu abonament. Am și eu. Mă rog, cu abonament ai spus. Până la ora 16, poate să parcheze orice. După ora 16, persoana care pașează, să sunăm la poliția locală și când colegii la poliția locală și... Eu întreb, cum rezolvă problema? Că pe mine mă încântă că îi dă o amendă la colegul și mâine vine și ea parchează. Și mâine vine și parchează.
poate ar trebui să luăm în considerare, să luăm și noi o mașină de ridicat, să facem un de ridicat mașini. Să ridicăm mașina omului respectiv, să vină să plătească și el cu 600, 700, 800, cât să plătește în Cluj și vă garantez că nu, omul ăla nu mai parchează a doua. Dacă nu mai așa, nu știu cum să trebuie. Mai simplu decât să iau mașină, să trebuie să fie așa. În primul rând să avem suficiente locuri de parcare. Nu să nu avem locuri de parcare și pe urmă. Nici o parcare de tot parcursul ăla. La un bloc există 20 de apartamente și fiecare are, cred că, una minim două mașini. Nu se va urmă așa. Spuneți, dați-mi un oraș din România unde sunt parcări suficiente. Un singur oraș. În alte orașe folosesc noua tehnologie de digitalizare pentru a rezolva această problemă și creează aplicații prin care cetățenii pot să-și împartă locul de parcare pe timp lipsesc și să acceseze alte locuri de parcare unde merg ca să parcheze timpul respectiv. Avem depus o cerere de finanțare pentru proiecte de digitalizare. Așteptăm să se implementeze aici. Implementat și implemente și această facilitate. Mulțumesc. Mai departe, cine dorește să intervină? Dintre consilieri, în primul rând, după care vă rog. Nu, le punct. Orice alt punct. Deci, pe greu, timp cu parcări. Se interlucrează la o nouă reglementare. Și până atunci... Deci, nu pot de parcări. Deci, nu pot de parcări. Deci, nu se gândă să lămuresc. Deci, inclusiv în zona care a locuit, există acele plături de parcare cu abonament. Chiar în fața mașinii unde parchez eu am un client acolo parcare, pe strada Gelu, dacă de asta vorbiți și cabinetul noastră are legătură, e apropiat de strada Gelu, dar e apropiat de strada Gelu, găsiți locuri libere de parcare, nu știu care sunt. Dar domnul Titi, la parte de comercial, sub antenul domnului Nicu, are toată situația pe fiecare parcare. Dacă merge și întrebați pe strada Gelu sau pe strada Stăluiței, dar acolo nu veți găsi pe strada Stăluiței, vă asigur, dar pe strada Gelu veți găsi locuri libere, fără abonament, și au luat și încă și cei de pe stejarul fagului și au luat aici, așa că încă sunt acolo, fiind foarte multe parcări. Bun, doamna Carlo. Da, eu am altă problemă. Vreau să fac ședința trecută, am avut anumite discuții legate de angajarea firmei de avocat. Am trecut peste, am vorbit ușor, mi-a explicat anumite situații, dar rugămintea mea este, dacă pe viitor, convin domnul director de la direcție, dacă s-ar putea să vină și doamna juristă în ședința de consiliu, pentru a putea să ne răspundă la problemele juridice, pentru că domnul secretar sau chiar și noi care avem studii juridice, nu totdeauna putem să ne dăm cu părerea în plen, la anumite aspecte și consider de cuvință că este de datoria dânsei să fie aici să ne ajute, să ne consilieze și eu zic că ar fi foarte, nicio transparență pătare. Și ar fi de bun augur pentru că a dat dovadă de respect față de noi, față de cetățeni. Deci nu mi se pare corect, de foarte multe ori s-a riscat această problemă și nu avem la cine să ne adresăm. Din punct de vedere juridic. Mi se pare corect, când și pot să vină. Domnul Morare este prezent, domnul... Ochii, să uita. Domnul este aici, și așa mai departe. Și stau două pe ori mai cu noi în ședință. Mi se pare corect. Cel puțin în cazul în care în ședință se discută anumite proiecte care au o conotație juridică și avem nevoie de... Da, Păi iluminat, aici față la cinema. Da.
Oamenii de acolo din blocuri spun că nu este seara foarte, ies un bar acolo, sunt mulți, sunt barbă. Și cam trebuie să nu pice și să nu se lovească. Nu, dar la mine de acolo față de mine. Nu, nu cale, dacă... O să verificăm, dar astăzi băieții au vrut aici să ridice sau să demonteze și orice zonă, dacă e, deci o reglementăm. Condiția să existe stâlp, de iluminat public și corp. Dacă nu există corp, o să găsim. Deci o modalitate, dar modalitate să punem pe mergem împreună și ne arătați okay. Exact. Bine. Să rezolvăm. Chem și oamenii care vă... Dar nu trebuie să chemați. Ne arătați. Să vă rezolvăm. Este o problemă. Bun, dacă mai există de schimb de consilier. Eu am o întrebare pentru domnul Mureșan. Există o reglementare clară în ceea ce privește, de exemplu, activarea gunoiului menajer de la case? Toată lumea plătește sau nu? Pentru că eu cred că nu toată lumea plătește și cred că trebuie să facem o hotărâre de consiliu prin care, acolo unde este casă, indiferent cât sunt, măcar o persoană să plătească ridicarea gunoiului, nu mi se pare normal din 10 case câte sunt pe stradă, două să aibă cubele și să plătească și trei să nu plătească. Cred că ar trebui o hotărâre prin care absolut toate casele, fără excepție, să fie obligate să plătească măcar pentru o persoană ridicarea gunoiului. Pentru că intervine și calitatea selectivă și toate aceste aspecte și bineînțeles că nu cred că toată lumea plătește. Păi, mulțumesc. Vă rog să luați în vedere acest lucru, să faceți un proiect de hotărâre pe această chestiune, să discutăm cu domnul notar și să găsiți cadrul legal pentru ca fiecare casă să fie plătitor măcar o persoană, dacă nu 5 sau 10 reprezentanță respectivă. Mi se pare anormal. Din statistica noastră, undeva la 2500 de persoane nu plătesc. Corect. Deci asta mi se pare enorm de mult. Ce e enorm de mult gunoiul către pierdere de la bloc. Și ne-am de ce nu ne ajung banii să ducem gunoiul nu știu unde și de ce costul este individ de mare. Dar așa să plătește de la bloc obligatoriu, să plătească și de la casă obligatoriu. Să știți că am avut un sprijin mare în poliția locală care s-a schimbat din casă în casă și undeva la 1000 și ceva de contract am făcut într-o perioadă așa de un an. Dar nu, domnul Mureșan, trebuie luate străzile punctual și văzut la dumneavoastră cine plătește și cine nu plătește și obligat să plătească printr-o hotărâre de consiliu. Nu mi se pare normal. Așa cum ce de la blocul plătesc 20 de familii din păscară gunoiul, indiferent că stau sau nu stau în casa respectivă, așa trebuie să plătească și ce de la case că stau, că nu stau sau cu atât mai mult că stau și nu plătesc. Dar motivul pentru care nu plătesc este că nu și-au declarat domiciliu sau? Sunt familii unde sunt 6 membri în familie și declarați 4. Da, și știu cazuri în care stau 6 membri și nu plătesc niciun gunoi. Și nici mai mare. Sau nu au contract de loc. Sau nu au contract de loc. Deci nu, dacă e relativ simplu, nu au contract de loc, că e vizibil că casa e locuită, dar dacă... Deci problema este că unde sunt mai mulți membri și plătesc doar 4. Dau un exemplu, din 4 plătesc 2. Deci dacă plătesc 2, măcar plătesc. Dar sunt situații în care nu se plătește. Și asta mi se pare strigător la cer. Deci vă rog să căutați soluția pentru... Da, mulțumesc. Păi nu se ridică, că nu aruncă. Deci vreau să spun, sau un șarte pe coșul de noi, sau un aruncă... Exact. Noi există undeva. Dacă nu acolo, după dealul. Dacă nu acolo, nu șansă. Le duc la bloc. Le duc la bloc. Exact. Nu, dar am văzut și dacă îndrăznește și cu ceva, te prezești cu două mânături. Exact. Plus, am văzut chiar de vreo două zile o haită de câini frumoase de vreo 15 care se plimbau pe altura principală, 1 decembrie, în haită. Am în perioada aia, doamne. Amintim că astăzi am trăit un moment istoric în comunitatea noastră, prin ceea ce s-a făcut la Spitalul din Viena.
am fost mândri astăzi prin ceea ce împreună a făcut și dumneavoastră prin ceea ce a sprijinit Spitalul, dar într-adevăr acolo, prin tot ceea ce s-a văzut astăzi, ne-am putut să ne dăm seama că printr-o lucrare și printr-o transparență și bună intenție, se pot face lucruri frumoase în orașul nostru. Astăzi a fost mândri de tot ceea ce am văzut acolo la Spitalul Vigherilor. Și dumneavoastră trebuie să apoi dumneavoastră primăria. Apoi, legea 52 din 2003 privește că cetățenii trebuie să se implice activ în deciziile care privesc viața comunității. Și ne bucură faptul că dumneavoastră ați venit o consilier în modul cel mai sincer și deschis, ați arătat că totuși ne reprezentați și că vreți intențiile bune ale noastre să fie luate în considerare. Este un lucru bucurător, trebuie să colaborăm, noi nu suntem aici împotriva dumneavoastră. Noi suntem aici tocmai pentru a vă ajuta, a vă sprijini, pentru că glasul cetății este și glasul Dumnezeu. Acela că suntem ascultați, putem împreună să facem lucruri frumoase pentru ordinea noastră și comunitatea noastră. În încheiere, totuși, a fost pesimistă, doamna președintă, eu sper totuși la o bază sportivă la Ghiana, în viitor. Dacă reușim asociația Regătesc cu terenul fostei fabrici de mobilă a beneficiarului, pe care încercăm să-l obținem și pe care sperăm să-l putem dona primării, acolo s-ar putea face o bază sportivă de toată minunăția pentru orașul nostru. Domnul Bogășanu, sunt cea mai optimistă persoană pe care o cunosc în viață. A fost optimistă, și vreau să vă spun. Deci, cea mai optimistă, dar din păcate, experiența de foarte mulți ani, cel puțin politică, vă spune că ar fi ideal, dar nu trăim într-un medial. În încheiere, aș vrea totuși, aș fi avut o rugăminte, domnului primar, dar acum văd că nu este nimeni din aparatul administrativ, adică... Domnul secretar aici, de fapt. Da, domnul primar nu s-a lăsit pe domnul secretar este cel care vizează legalitatea la tot ce se petrece. Dar vreau și nu să dirige o persoană de la urbanism pentru realizarea referatului de necesitate de vederea achiziției, studiu de fezabilitate și cu un termen de realizare pentru liceul Ana Ipătescu. Deci, lucrul acesta ne interesează. Rugăm pe domnul Părcar să facă actele să ia drumul pentru studiul de fezabilitate, așa cum prevede legea, tocmai în cadrul legal, așa cum și cu tot ce se vorbea. Vă mulțumesc! Poți bună și succes, bună! Domnul secretar, doresc să vă răspund la... La niște precizări a ce a spus. Am așteptat să fiți, să aveți altă întâlnire, m-am încercat să n-ar trebui să fiți altă. Deci am fost un pic mai din spate, m-am relaxat de la acest. Dar vreau totuși să vă fac niște precizări legate de terenul de păsarea realității. Deci terenul este orașul Gherma, pe care sunt niște construcții aflate în administrarea prin înainte de 89, printr-un act al Constituțiunii Popular, transmis în administrarea fabricii de mobilă. Regimul terenului este clar. Consiliul Local a retras dreptul de administrare al fabricii de mobilă și printr-o acțiune în instanță se putea recupera terenul în situația fiind similară cu cea a casei Lazlovi. Se cunoaște situația de către colegii mei foarte bine. Se știe de ce nu s-a promovat nicio acțiune încă. Și cred că și domnii consilieri știu. Modelul cumvalu, acțiunea de recuperare a casei Lazlovi. Nu se putea avea și comisia de avocatură, care firmă de avocatură? Nu știu, probabil, și de acum înainte, că lucrarea a făcută deja. Firma de avocatură, cine e avocatul respectiv, nu știu, poate că... Dar de ce nu s-a făcut? Dar nu, de ce nu s-a făcut? Fiindcă cine trebuia să facă, respectiv doamna, consilierul nu a făcut nimic. Deci, nu s-a pierdut. Terenul acolo, hotărârea de consiliu nu e atacată de către nimeni. Prefectura a acceptat-o că virgulă consiliul local a avut temei legal să le tragă dreptul de administrare. Acum, legat de clădirile respective, eu cred că a făcut de dreptul legat de clădiri. Dar nu știu dacă eu doar... Dacă reușim să facem, mulțumesc!
Dacă mai dorește cineva să intervine, vă rog, domnul Costa, am înțeles că din camera. Două secunde. Mulțumesc. Am înțeles că a fost o ședință de lunea la care s-au luat anumite decizii. Cel puțin n-am citit nicăieri, aș trebui să știu cine este firma de avocatură contractată prin decizia Consiliului Local luat. Doi, aș dori să întreb cum s-a ajuns în situația destul de banală pentru cetățeni, când imediat împărțim mărțișoarele, dar de fapt afară este iluminatul de decembrie care nu se justifică. Și trei, străzile. Știm și cunoaștem, sau cel puțin sper că toată lumea cunoaște, în ce stadiu suntem și cât de incert este cum se vor continua lucrările și cât timp vor mai ține și cât timp va mai necesita ca să putem continua lucrările. Rog foarte mult, atât Unitatea Administrativă Teritorială și cât și Consiliul Local să găsiți o soluție, pentru că altfel vor fi mai multe gropi decât drum în sine pe drumul nostru. Adică știu și ne-am confruntat mulți ani la rând că până este proiect nu putem să facem nimic, dar totuși trebuie găsit o soluție, pentru că, acum permiteți-mi o glumă, fiul meu tot mă întreabă că de ce ne-am cumpărat tati un 4x4, cel de 5 ani. Și eu în glumă i-am spus, eu n-am înțeles gluma, că nu știam că vom ajunge în situația asta, că trebuie să am un 4x4, dar sincer, trebuie să găsiți o soluție și vă rog din suflet să o faceți. Mulțumesc! Dacă mai există intervenții? Se poate răspunde la cine este firma de avocatură contractată? Eu cred că cine dintre colegii mei, că eu n-am văzut contractul, nici nu știu dacă e încheiat sau nu, nici eu. Contractul este încheiat, nu știu cum se numește. Cred că domnul Coasă, dacă îl interesa, putea să vă înțeleg, că nu prea, de la plătărie, ce putea, că n-are niciun secret. Dar nu se cunoaște cum? Nu știu. Se numește exact cum o rețin. Nu știu dacă e voie să divulgăm așa. Nu am ieșit. Așa mai departe, dar cum mai vreau. Este un contract. O să vă zicem, dar fără nume. Nu. Inițialele. Pot aceea. Pot semnăm, dar o dăm anonim. Nu știu dacă numele chiar spune cuiva. Eu am notat ce am notat bună. Numele chiar spune cuiva ceva? Nu, dar firme de avocatură trebuie să știm. Firma. Bun, o să dau un răspuns efectual la iluminat, că mă simt așa când comiași de ceva, să și dau un răspuns. Deci iluminatul festiv, cu data de 14 ianuarie, nu cred că ați mai văzut iluminat festiv să meargă în ghema. Are termen de demontare a celor, termenul de 15 martie. Dar după cum ați observat, astăzi deja au început și trebuie de luat băieții. Așa că spune 15 martie, ele aia toate. Dacă mai aveți careva intervenții, dacă nu declar și nu ne-am putut să mă întrebe.